noi suntem inconștienți de inconștient, nu înseamnă că inconștientul e inconștient de noi. Wow! Să știți că n-am văzut un om sănătos. Dar am văzut oameni mai sănătoși decât alții. Asta înseamnă să devii sănătos, când tu ești întreg. Ați văzut un om vindecat în terapie, fără să-i fie atins sufletul? Nu, n-am văzut. Avem nevoie de spirit, suntem în el. La un moment dat tot trebuie să ne deschidem ochii. Când sacralizăm rațiunea, ne punem aripi de ceară, ca Icar. Adică ne credem Dumnezeu. Exact. Și credem că prin rațiunea noastră rezolvăm toate problemele. E fals. Te poți vindeca fără credință? Eu nu cred. E sănătos să le spunem oamenilor să fii bine, să fii bun? Nu. Dacă le spunem asta și ferească Dumnezeu, ei ne ascultă, îi disociem. Dar ce e iubirea? Iubirea e cel mai sănătos sentiment pe lumea asta. Dacă nu e sănătos psihic, nu poți să simți iubirea. În traumă nu putem iubi, vreau să fie clar. Cred că merită să devenim sănătoși ca să simțim măcar o secundă în viața asta iubirea. Există vise premonitorii? Da, sigur că există. Nu ne condamnă nimic. Așa că discursurile astea, iată soarta mea, ce să fac? Am venit și eu pe lume, așa, asta e soarta mea. Nu! O soartă poate deveni destin împlinit. S-au mai existat epoci în care oamenii au fost atât de deconectați de spirit? Ca în epoca noastră, nu cred. Niciodată nu istorie. Cred, nu cred. Adevăratele valori nu se schimbă după vremuri. Purcari rămâne purcari din 1827. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Pentru episodul de astăzi m-am pregătit vreo 2 ani de zile și e posibil să mă fi prins tot nepregătit. Conversația pe care o voi asculta e un fel de podcast al întregirii umane. Alături de invitata mea vom face o călătorie fascinantă, de la conștient la inconștient, de la bântuire la mântuire, de la fricile noastre la a trăi în dragoste. Ne vom scufunda în vise, vom explora sufletul, iar ghidul nostru va fi unul dintre cei mai iubiți profesori de psihologie din România, dr. Lavinia Bârlogeanu. Probabil niciodată nu am explorat atât de mult domeniul ăsta al psihologiei, adică studiul sufletului. Dar o voi adora pe invitata mea, e atât armonie, experiență și răbdare în discursul ei și crede-mă, sunt mulți ani de studiu în spatele ei. La fel cum sunt foarte mulți ani de studiu în spatele creației partenerilor noștri de la Chateau Purcari. Atât de mult studiu încât aceste vinuri au fost denumite Academia Purcari. Le vedeți în fiecare episod de podcast, Fain și Simplu, exact așa cum au fost maturate, în amfore de lut, astfel încât să-și păstreze puritatea. Spre exemplu, din vinul ăsta, Academia Fetească Neagră, au fost îmbuteliate doar 6123 de sticle, din cei mai buni struguri de pe cele mai alese podgorii Purcari. La fel ca în episodul de astăzi, în care vei descoperi că inconștientul nostru e plin de mituri și simboluri și în cazul acestui vin rar, avem foarte multe detalii cu valoare de simbol. Numărul de 6123 de sticle nu e întâmplător. 6 e ziua în care a fost creat omul, 1 e ziua în care a fost creată lumina, 2 e ziua creației raiului, iar 3 este ziua în care a fost creat pământul. Oamenii de la Purcari, lumina soarelui și solul bun au creat vinul ăsta, Academia Fetească Neagră, cu mireasmă de fructe, catifelat. Vinul ăsta sec cu gust de rai. Ăsta e vinul perfect pentru o seară în care vrei să sărbătorești dragostea, pasiunea, un om drag sau pur și simplu viața. Mă bucur că putem să avem parteneri la Fain și Simplu, un brand curat, creator, premium, cum e Academia Purcari. Acum vă invit să vă lăsați purtați în călătoria asta fabuloasă prin studiul sufletului. Începe episodul. Avertizez încă de la început că acest episod e cu totul și cu totul altceva față de ce ați fost obișnuiți să ascultați la Fain și Simplu. Sper să nu vă scot dintr-o rutină a ascultării podcastului, însă îmi asum întru totul tema de astăzi. Vom explora probabil cel mai necunoscut labirint din viața asta. Labirintul psihicului uman. Și o să vă spun la început că invitatul pe care îl am astăzi la Fain și Simplu e o persoană pe care ai ascultat-o ore în șir și după ce o asculți ore în șir, vrei să o asculți din nou și după ce o asculți din nou,
îți dorești să o cunoști în realitate. Asta am făcut eu în ultimii ani. Am ascultat-o foarte mult pe invitata mea și nu m-am simțit niciodată pregătit pentru o întâlnire, mai ales într-un podcast cu dumneai. Însă s-a întâmplat ca la Târgu de Carte de astă iarnă din București, un prieten bun, Sorin Lucaș de la editura Herald, să vină să-mi strecoare o carte pe care mi-a zis că neapărat trebuie să o citesc, mai ales că urma vacanța de iarnă. E vorba de cartea profesorului dr. Lavinia Bârlogeanu, Rătăciți în labirint, chipuri ale bântuirii și mântuirii în procesul terapeutic. Evident, pentru că nu mi-a plăcut niciodată să citesc ceea ce îmi dau alții, am pus-o în raftul cu cărți până spre începutul anului, când am început să o răsfoiesc și am rămas absolut transformat. Vă recunosc că nu e o carte obișnuită de dezvoltare personală, nu este ușor de citit și nici n-am terminat-o pe toată, spun asta cu autorul în fața mea, cu autorul la masă. Însă este o carte de la care mi-am dorit tare mult să plece o conversație într-un episod fain și simplu între un elev și un profesor. Bine ați venit la Fain și Simplu, doamna Lavinia Bârlogeanu. Mulțumesc pentru invitație și mărturisesc că am fost uluită să vă ascult, spunând că ați ascultat alte materiale pe care le-am înregistrat și că le-ați reascultat aflând poate lucruri noi de fiecare dată. Trebuie să vă fac mărturisirea că rare ori când mă ascult eu pe mine și eu găsesc că am spus niște lucruri care nu știu de unde vin. Asta mi se întâmplă dacă îmi dau voie să fiu eu însămi, fără să-mi fie teamă. E greu. Eu am o experiență a discursului oral, că toată viața mea am predat. Dar abia în ultimii ani simt că pot să mă las inspirată, fără să-mi fie teamă că ceea ce o să spun nu corespunde probabil unor idei pe care oamenii le pot accepta ușor. Deci nu mă mai gândesc la asta, îmi dau voie, nu spun că reușesc în totalitate, dar e o direcție în care nu vă merg. Mai e teamă să fiți judecată. Nu de mai colegi este. De breaslă, de da. Comunitatea asta din care veniți, a psihologilor, A universitarilor. Că e o altă tagmă, să fie clar. Da, nu mai este teamă. Cred că îmi permit luxul să pot să fiu eu însămi. Vedeți, ăsta e unul din avantajele vârstei. Ne uităm că îmbătrânim, dar pe măsură ce se întâmplă lucrul ăsta, ne bucurăm și de anumite privilegii și sper să pot să o fac cât mai mult. Aș vrea să, ca toată lumea să îmbătrânească așa cum îmbătrâniți dumneavoastră, între ghilimele. Atunci, dacă nu vă e teamă să fiți judecată, o să pornesc abrupt în interviul nostru și o să încerc să iau un pic la rost pe psihologi, pentru că, din câte știm cu toții etimologic, psihologia înseamnă studiul sufletului. Da. Și mi se pare că în psihologia astăzi, în psihanaliză mai ales, e din ce în ce mai puțin vorba despre suflet. Din ce în ce mai puțini psihologi vorbesc despre suflet în procesul terapeutic. De ce a pierdut psihologia sufletul? Practic, rădăcina ei, sufletul. În psihologie, într-adevăr, este evitat cuvântul suflet, pentru că există această teamă. E un termen al limbajului care ne îndreaptă spre un alt domeniu, nu al științei. Și vrem să fim parte a domeniului științific. În psihanaliză însă, lucrurile au pornit așa, însă nu mai sunt astăzi așa. De exemplu, Freud a vrut să facă din psihanaliză o știință stricto sensu, să fie acceptată în mediul academic. Bine, Freud a început să-și construiască opera într-un timp în care
Toți voiau să fie oameni de știință. Sociologii voiau să facă o inginerie a socialului, să facă chestii măsurabile, da? Aveau nevoie de prestigiul ăsta care era considerat în plan social foarte înalt. Asta a făcut să sacrificăm foarte multe lucruri. Care-i marele sacrificiu? Respingem din reflecția noastră ceea ce nu poate fi măsurat, ceea ce nu poate fi cuantificat. Și ne-am trezit în situația să dăm la o parte chiar esența reflecției noastre, adică o esență care ne-ar ajuta să ne punem măcar niște întrebări, și anume cine suntem, de unde venim, care e parcursul nostru, ce este natural să facem în viață, cum putem să trăim cu paima cea mai mare a fiecăruia dintre noi, teroarea morții. Deci eludăm chestiuni fundamentale pentru că vrem să construim un obiect științific. Pierdem foarte mult. Dacă mă întrebați pe mine ce câștigăm, nu știu. Fiind partea unui mediu academic, pot să vă spun că avem pagini întregi scrise pe care nu le citește nimeni, teze de doctorat care nu sunt deschise. Ele sunt făcute ca să corespundă unor standarde de evaluare și n-au nici un impact social, nu ne ajută la nimic, nu se apropie de viața noastră, nu ne oferă ceva pe care să ne putem baza, care să ne susțină în cele mai mari frământări ale noastre. Vedeți deja un clivaj între mediul academic și lumea asta în care trăim. Înainte să pun următoarea întrebare, trebuie să spun și asta, că doamna Lavinia Bârlogeanu este profesor universitar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității București. Și următoarea întrebare este asta. Ați văzut un om vindecat în terapie fără ca în procesul ăsta terapeutic să-i fie atins sufletul? Nu. Nu, n-am văzut. Și acum poate că ar trebui să vorbim un pic mai mult despre sufletul ăsta. Exact. Ce-i sufletul ăsta? Și de ce ne ferim de el? De ce nu vrem să pomenim numele lui? Da? Eu o să încerc să spun foarte simplu, pe înțelesul tuturor. Sufletul este spiritul meu individual. Deci e o parte din fenomenul spiritului care se regăsește în mine, în contact cu mine. Ar fi bine să fie în mine, doar că uneori părți din sufletul nostru nu se pot întrupa din anumite motive, care, cele mai serioase, au legătură cu intrarea noastră în lume. La începutul vieții, ca să se instaleze sufletul în corp, e o expresie a unui psihanalist absolut minunat, Donald Winnicott, mama trebuie să poată să facă lucrul ăsta, adică să poată modula angoasa de moarte a bebelușului, care este ceva terifiant. Și ca să poată să facă asta, trebuie ca ea să fie destul de acomodată cu propria ei angoasă, fiindcă dacă experiența nașterii a pus-o în risc, ea s-a deconectat de bebeluș și el a rămas singur cu această mare provocare. A fost aruncat prematur în real. Deci noi venim pe lume cu imensa asta frică de moarte, o simțim? Da, păi e prima experiență care ne apropie de moarte, nașterea. Vă dați seama, îmi trece acum prin minte, ce tragică experiență trăiește un bebeluș care este pe punctul de a se naște și nu poate. E blocat, da? Și apoi sistemul medical recurge la alte tehnici ca să putem să-l aducem pe lume. Dar asta e o chestiune care a fost explorată de Stanislav Grof, de exemplu, care ne spune că blocajele în matricile perinatale, adică de care se izbește bebelușul în tentativa lui de a intra în lume, toate au urmări în viața lui psihică. Pentru totdeauna. Dacă
ele nu sunt adresate în anumite momente, vedeți că poate să apară situații de criză în care să fim obligați să revenim acolo. Să ne reîntoarcem, să regresăm până la punctul acela la care a fost blocată dezvoltarea noastră adică psihică. Să ne întoarcem în viața noastră de adulți la împântecele mamei. Exact. Îmi dați un exemplu? Păi în regresii se pot, în fenomenele astea regresive din cabinet ne putem da seama. Când pacientul, de exemplu, nu mai poate să-ți relateze nimic care să se consteleze într-o imagine, are doar reacții senzoriale, își freacă mâinile, îi se usucă mâinile, face așa, îl vezi că se chinuie să rezolve ceva acolo și la un moment dat poate să spună: mă simt blocat, mă simt ca și cum aș vrea să ies dintr-un loc în care ceva mă sugrumă, mă strânge, nu pot să fac asta. Și din modul în care decurge discuția cu el, poți să-ți dai seama tu în mintea ta că suntem în terapie în acea situație în care el e pregătit să revină la lume, să se renască. Avem momente de astea în afara cabinetului psihanalistului, avem momente de astea în viață când regresăm în pântecele mamei? Ar fi de dorit să nu se întâmple fără conținerea unui terapeut. Dacă se întâmplă, poate să apară evenimente foarte complicate, chiar crize psihotice. Uh-huh. Procesul trebuie menținut. Adică, dacă atunci n-a fost cineva care să asigure bebelușul, ești în regulă, nu o să mori, sunt aici pentru tine, te salvez, măcar acum când se repune această chestiune, el trebuie să simtă prezența unui adult competent care să poată să-l susțină și să îl conțină în această, iată, îmi venea să zic tragică experiență, dar aș spune, da, e o tragică experiență, dar este și o foarte mare șansă la a redeveni sănătos, întreg și la a-ți da seama cine ești tu însuți. Haideți că ne-am scufundat într-un labirint, da. Întorcându-ne la suflet, îmi spunea Horia Roman Patapievici într-o conferință Fain și Simplu astă toamnă la Ateneu că sufletul nu-i doar în interiorul nostru, ci noi suntem îmbrăcați cumva în suflet. Eu pot să ader la această viziune. Și în psihanaliză spunem altfel. Trăim într-un mediu psihic. Aha. Da. Trăim, suntem în relație tot timpul. Toate prelucrările din mințile noastre se întâmplă nu aici, ci într-o zonă de contact între mine și dumneavoastră, de exemplu, astăzi, și în același timp între mintea mea conștientă și o zonă adâncă a psihismului meu, inconștient. Deci totul este într-un spațiu tranzițional. Acela este spațiul în care noi putem gândi, noi putem simți, noi putem să ne dezvoltăm și așa mai departe. Când spațiul ăsta e lovit, respectiv când apar fenomene de clivaj și mintea mea conștientă se rupe de inconștient, eu sunt cu totul afectată. Nu că nu mai am o relație cu mine, însă nu pot să mai am o relație cu dumneavoastră, adică noi ne întâlnim aici, dumneavoastră spuneți ceva, eu răspund la altceva. Adică deci suntem deconectați. Exact, nu ne putem conecta. Ce face ca această legătură între noi să fie posibilă? Mediul în care funcționa. Această calitate a mediului de a fi, iată, l-ați citat pe Horia Roman Patapievici, aș putea să spun, da, așa cum zice el, trăim într-un astfel de mediu psihic. Mm-hmm. Și deci nu e doar materie între noi, două microfoane, și spirit. Exact. Păi, dacă n-ar fi așa, nicio relație n-ar fi cu adevărat posibilă. În cabinet, eu trebuie să pot să cobor, aș zice, la nivelul acela al unui flux inconștient, să există o comunicare de la inconștientul meu la inconștientul dumneavoastră, că dacă noi vorbim doar ce e în mintea conștientă, nu se întâmplă nimic.
Asta se întâmplă și la orice podcast. Ne vedem și noi la o cafea, mai spunem la ce ne-am gândit, dar acolo nu e nimic terapeutic. Doar când inconștientul meu și inconștientul pacientului sunt conectate, atunci se întâmplă să se reconstruiască spațiul acela tranzițional în care e posibilă o elaborare psihică. Ce frumos ați explicat. Eu primesc foarte des întrebarea asta. Cum fac podcasturile? Care e secretul din spatele podcasturilor? Și eu tot timpul am numit o stare, o energie care se creează între mine și invitat. Că nu contează nici întrebările, nici răspunsurile. Contează să ne deschidem fluxul ăsta energetic și să ne ascultăm cu adevărat. Eu să vă pot pur și simplu asculta, să mă deschid atât de mult, să n-am în minte o frică, că nu știu ce o să zic eu în pasul următor și atunci mintea mea se deconectează de la dumneavoastră și intră pe propria ei strategie și se întâmplă clivajul ăsta care îi năucește pe cei care ne ascultă. Adică numai când oamenii nu înțeleg nimic și zic, eu nu înțeleg ce vorbesc ăștia, este pentru că ei nu se pot conecta la relația dintre noi, mai mult decât la ce spunem noi. Că ce spunem noi are sens în acest spațiu tranzițional, în relația dintre noi. Și faptul că noi anulăm practic sau negăm spațiul ăsta psihic dintre noi, nu cumva duce și la criza asta relațională în care trăiește lumea? Da. Criza spirituală, i-a spus dumneavoastră într-un interviu. Da, și la clivajul ăsta social. Aș putea conecta un pic, că asta arată că o minte e sănătoasă când face legături, cu întrebarea de la care am pornit și cu ce se întâmplă, care e viziunea mediului academic despre povestea asta și de ce suntem în această luptă în plan social între cei care vor să mențină un punct de vedere științific și cei care sunt în căutarea spiritului. De ce se războiesc oamenii ăștia și taie legătura dintre ei? Pentru că cei care vor să mențină un punct de vedere științific, ei acționează doar din domeniul unei funcții psihice, rațiunea. Și le reproșează celorlalți. Păi tu ești irațional, cum poți să-mi spui mie despre ceva care nu se măsoară? Și aici suntem și într-un discurs academic. Am colegi care le-au spus studenților că dacă nu putem măsura inconștientul, nu există. Și atunci ce respect pot să am față de cineva care spune asta când mă confrunt tot timpul cu el? Când sunt în prezența lui, când în fiecare noapte îmi vorbește prin vise sau prin actele ratate sau prin cine știe ce străfulgerări care mă fac pe mine să zic, wow, ce intuiție am avut, de unde vine asta? Da? Practic știți care e problema aici? Că cei care vor să susțină punctul de vedere științific și le reproșează acestora că sunt iraționali, nu folosesc la modul propriu termenii. Ei nu sunt iraționali, sunt non-raționali, adică domeniul psihic de pe care vorbesc ei nu este cel al rațiunii, dar nu înseamnă că este irațional. E doar altceva. Suntem într-un alt cadru de gândire și nu vrem să ne ascultăm unii pe alții. De pildă, trebuie să vă dau un exemplu, că l-am trăit destul de... cu mare tulburare în sufletul meu zilele astea, citind des ce mai scriu colegi din universitate, nu din facultatea mea neapărat, din universitate, care îi atacă pe cei care încearcă să se conecteze la spirit și îi numesc obscurantiști. E un atac groaznic, pentru că ce le spun? Voi sunteți niște proști. Când îi zici cuiva ești obscurantist, tu nu poți gândi. E, de ce fac ei asta? De ce vor să-i distrugă, zic, în ghilimele, pe cei din tabăra opusă? Eu cred că e multă frică în spate. E multă frică a lor că nu se pot ei apropia de ceva din ei care le pare tulburător și atunci și-au definit un domeniu de siguranță care este obiectul științific. Și poate să stea liniștit și să zică ce e în afara lui nu există. O zonă de confort. O zonă de confort,
Exact. Ce nu știu, nu există. Exact. Dar e ca și, nu știu, într-un cuplu, nu te uiți în telefonul partenerului. Da. Și pretinzi că nu există. Exact. Și mai spui, oh, da, eu sunt extraordinară, îi respect libertatea. Nu. S-ar putea să nu fac asta din frică. Frica mea să nu mă confrunt cu adevărul, că m-ar putea distruge. Da? Așa este și cu oamenii de știință. E frica lor de a nu se confrunta cu propriul afect. Bun. Pe de altă parte, cred că în afară de non-rațional, cum spuneți dumneavoastră, obscurantiști, cum spun cei care merg pe, doar pe știință, pe ce a fost dovedit, măsurat, văzut, pe de altă parte, cred că există niște zone foarte periculoase și alunecoase, numite generic, nu știu, misticisme. Adică, care e limita asta? De când, când discursul ăsta despre spirit, despre suflet, devine periculos? Discursul ăsta devine periculos doar atunci când oamenii nu sunt sănătoși psihic, când sunt disociați. Și când, da, s-ar putea să facem o remarcă și constatăm, din păcate și asta, că nu sunt capabili să gândească. Pentru că sunt foarte mulți oameni care fac rău fără să-și maselor, dea seama. Da, fără să-și dea seama. Da. Promit, nu știu, de la vraci, vindecători, guru, spuneți cum vreți. Da, e un fenomen extrem de complex și nu-l putem aborda dintr-un singur unghi, pentru că am nedreptățit fenomenul. O să revin un pic la ce m-a supărat pe mine citind. Da. Era referire la un medic care se declară șaman și lucrează, să zic, cu plante sacre și așa mai departe. Și discursul era ceva de genul, ia uite un medic ce face, trădează științele medicale și se duce de partea șamanilor. Eu de ce am fost atât de tulburată? Poate în mod obișnuit aș fi zis, wow, ce e acolo? Nu știu, poate nici nu mă interesează. Întâmplarea face să-l cunosc personal pe acest medic. Am fost pacienta lui. Iar acest medic, care nu mă cunoștea până în momentul respectiv, a stat 5 ore cu mine în cabinet și a lucrat canonic după științele medicale ca să mă scoată dintr-o mare criză. Eu știam ce fel de om e ăsta. Știam cum gândește. Și n-am putut să nu fiu foarte marcată din cauza nedreptății care simt că îi se făcea. Oamenii care judecă pe cineva pentru faptul că, știu și eu, e interesat de fenomenul șamanismului. Putem să ne gândim la ei și ca la niște oameni cu o cultură generală precară, fiindcă fenomenul șamanismului e baza tuturor religiilor. Există șamanism peste tot. Din el au crescut marile religii. Dumneavoastră predați asta la universitate, nu? Eu predau, sigur, când predau antropologie culturală, mă uit la fenomenele culturale îndepărtate, că ăsta e obiectul antropologiei, alteritatea culturală. Eu dacă aș eluda fenomenul ăsta, i-aș priva pe studenții mei de o viziune complexă și completă despre spiritul uman și felul în care culturile au ajuns să-l decodifice, într-un fel anume, în funcție de area în care, știu și eu, au apărut diverse fenomene. Dar și mai interesant e să vedem că toate fenomenele la bază se unesc, că sunt reglate de aceleași forțe psihice colective. De exemplu, de asta ce... Asta e un fel de lege universală a echilibrului? Eu pot să spun că este o coordonată universală a umanului. Dacă ea ne duce la echilibru, aici e o întreagă poveste, pentru că eu v-am evocat tocmai un dezechilibru major. Resping pe cineva pentru un lucru pe care nici măcar nu-l înțeleg. Da, au mai existat, intrând un pic în domeniul cursului dumneavoastră, au mai existat epoci în care oamenii au fost atât de deconectați de spirit sau au negat spiritul.
Asta însemnând de la nega religia... Ca în epoca noastră nu cred. Niciodată în istorie. Nu cred. Fenomenul a început mai de mult. A început în, odată cu tradiția iluministă, deci prin secolul al XVII-lea, când noi am vrut să ne opunem dogmei religioase, care știm ce excese a făcut în Evul Mediu, da? Ce vorbim? Deci au fost anomalii de toate părțile. Și atunci am sacrificat acest spirit. De ce? Vrem să fim oameni raționali. Punem rațiunea pe treapta cea mai înaltă a ierarhiei de valori. Dar ori de câte ori noi așezăm pe treapta cea mai înaltă ceva, atacăm spiritul, că el e acolo, și sacralizăm altceva. Două secole de iluminism, noi am sacralizat rațiunea. Mă gândesc, pe de altă parte, că dacă nu se întâmpla asta, nici nu apărea psihanaliza pe lume. A apărut din prea multă disociere și din capacitatea de a mai tolera să fii aici într-un fel, aici în alt fel, conform standardelor grupurilor în care te miști. Adică ar fi ca și cum eu la universitate aș vorbi ceva, cu dumneavoastră aș vorbi altceva, în grupul meu de prieteni aș vorbi altceva și nu mai știu cine sunt eu. Deci a fost ceva foarte disociativ în plan social și cultural. Și vedeți, mai zic un singur lucru. Când sacralizăm rațiunea, suntem în mit. Asta nu văd oamenii. Ne punem aripi de ceară, ca icar. Adică ne credem Dumnezeu. Exact. Și credem că prin rațiunea noastră rezolvăm toate problemele. E fals. Deci noi cumva suntem mai degrabă niște ființe emoționale sau spirituale cu vagi accente raționale. Da. Și orice act de gândire la bază, el se desfășoară pe un teren emoțional. Asta e normalitatea. Deci majoritatea gândurilor noastre sunt emoții, de Vin fapt. Vin ca emoții sau senzații spre noi. Vin ca provocări de a fi gândite. Ele sunt, știu și eu, dacă m-aș uita la psihanaliza actuală, ca să nu... Aici poate că mi-e frică să zic că gândesc așa, dar mă folosesc de un mare psihanalist, Wilfred Bion, despre care se spune că e cel mai profund gânditor al psihanalizei. Și despre care scrieți foarte mult în cartea asta, de Tăciți în labirint. Sunt în mare rezonanță cu el. Pot să spun că m-am regăsit în psihanaliză când l-am întâlnit pe el. Altfel nu știu dacă aș fi... rămas în teritoriul ăsta. Iar el spune că spiritul ăsta emite niște influxuri, niște elemente beta le numește el, care tentează bariera noastră de contact, adică simțurile noastre, afectele noastre. De pildă, dau un exemplu. Noi stăm acum de vorbă și deodată ni se pare că se întâmplă ceva, dar nu putem numi. Și puteți să-mi spuneți, nu știu, parcă s-a făcut deodată rece aici. Sau parcă am, uite, am o emoție și nu mi-o înțeleg că nu se explică. Aici e o tentație pentru bariera noastră de contact de a procesa ceva. Ăsta e momentul în care intervine gândirea. Pe baza asta, dacă nu există legătură, gândirea mea pierde lucrurile astea, ele rămân în spate și ce vor face? Mă vor bântui, pentru că eu mă voi lovi de ele și în alte contexte. Adică, de ce mi s-a făcut mie brusc atunci rece? Că nu e o senzație fizică, e un frig care mă poate duce cu gândul la o teroare, la o frică. De ce ați trezit în mine frica asta? Asta trebuie să încerc să înțeleg. De ce îngheț de fiecare dată când ajung la birou și intră șeful? Exact. Exact. Sau, mai știu eu ce, de ce nu mă pot abține de fiecare dată când întâlnesc un personaj de un anume tip care trezește în mine ceva și, cum zicem noi, cad în păcat, la fel, că are același lucru în comun cu mai știu eu câți alții. Și aici ce văd? Din nou, o tentativă de prelucrare psihică care e refuzată. Dacă eu cad în păcat, nu prelucrez nimic. Trebuie să-mi dau seama de ce. Și pentru asta trebuie să iau în seamă fenomenul spiritului, fiindcă altfel n-am cum să înțeleg lucrurile astea. Unul de care cumva știința, deși numește altfel, începe să țină cont, dacă ne gândim că
primim 2 milioane de semnale pe secundă, inconștientul nostru, doar 37 devin conștiente. Există o operativitate inconștientă, mintea lucrează tot timpul fără ca eu să fiu conștient. Și ajung în situația să cred că am luat o decizie conștientă pentru că... Nu. Asta e o amintire din viitor, de fapt. Decizia s-a luat în mine deja. Și la un moment dat devin conștientă de ea și pot să o pun în practică în viața mea. Deci, în noi se prelucrează 2 milioane de... semnale pe secundă. Pe secundă. Mm-hmm. Din care 37 devin gânduri. Da, pot să devin conștientă. Toate sunt gânduri. Bion le zice gânduri fără gânditor, emise de, putem să zicem, divinitate, spirit, mai știu, o lege centrală a universului, emite gânduri. Iată, miturile sunt forme de gânduri colective care vin spre noi. Și uneori bariera noastră de contact le primește și noi avem aroganța să spunem că am gândit un gând. Dar el a fost deja gândit. Dar câte dintre gândurile noastre sunt gândite de noi și câte de un, în ghilimele, gânditor? Dacă ar fi să respectăm teoria bioniană, toate gândurile au fost deja gândite, iar eu devin om pe măsură ce le pot gândi cu mintea mea umană. De exemplu, le pot gândi cu mintea mea umană și să fac un pas înainte în dezvoltarea mea psihică și să aduc un bine mai mare în lumea asta. Vă dau un exemplu. Miturile toate au variante. În unele variante, Eros și Psihe s-au despărțit definitiv, dar în altele se reîntâlnesc, fiindcă amândoi își asumă o muncă de construcție a unei relații și la un moment dat pot fi o familie, iubirea lor se împlinește pe toate planurile existenței lor, nu doar sexual. Da? Alte mituri, Oedip, care e cel mai cunoscut, da? Într-o variantă a mitului, Oedip se orbește fiindcă nu poate să facă față crudului adevăr, că și-a ucis tatăl și a tânjit și a avut relații sexuale cu mama lui, deci a comis incest. Se orbește că nu poate să facă față acestui adevăr. Dar este și o variantă a mitului în care el se retrage în templul Eumenidelor ca să reflecteze la ce a făcut, să regrete. În momentul în care regretă și trăiește acest simțământ de părere de rău, că am făcut rău, te-am lovit, am vorbit despre tine, nici nu m-am gândit, ce pot să-ți fac dacă zic un lucru rău? Dar dacă îmi dau seama și trăiesc regretul și compasiunea pentru tine, pentru suferința pe care ți-am provocat-o, asta are o chestie reparatorie și pentru mine. În momentul în care mintea mea preia gândurile fără gânditor și le conduce în direcția asta, nu în direcția canonică a mitului, ai comis-o, gata. Iată, te-ai născut și tu degeaba pe lume că n-ai făcut decât să repeți o poveste colectivă, eu nu știu cine ești tu ca om în viața ta. Cum gândești și ce faci tu? Că tu repeți mereu povești colective în viața ta. De regulă, pacienții când vin în terapie sunt la nivelul ăsta. Individualizarea durează mulți ani. Adică spuneți că noi repetăm aceleași povești din mituri. Da. Și o să revenim imediat asupra miturilor. De-aia intrăm în același tip de relații, de-aia ne e foarte greu să ieșim dintr-un... Nu știu cum să-i zic, dintr-un soft. Da. Cu care pare că am venit pe lumea asta. Da. De fapt, softul ăsta conține toate potențialitățile de evoluție ale unei situații. Softul nu ne condamnă să rămânem orbi. Sau săraci. Exact. Nu ne condamnă nimic, așa că discursurile astea, iată soarta mea. Ce să fac? Am venit și eu pe lume, așa, asta e soarta mea. Nu! O soartă poate deveni destin împlinit când eu devin conștientă de provocările astea care vin spre mine, nu le refuz automat și pot să le fac față. Da, vedem că e greu. Uite,
Îmi vine în minte o chestie pe care eu am mai zis-o dată într-un material și persoana care m-a invitat a tăiat acea secvență. Vorbeam despre cuplurile disproporționate ca vârstă, că e o mare problemă, aș zice chiar patologie în lumea noastră. Iar discursul social este, vai ce tare e el, are 80 de ani și și-a luat și el o nevastă de 30 și mai face și un copil. E grozav, da? Sau mai nou ea, feminista, care vrea să crească, îi arată lui, păi ce, și eu pot. Uite, am și eu unul tinerel. Ce e aici? E un complex Oedip care n-a fost prelucrat. Complexul Oedip înseamnă să faci față în mintea ta la două cerințe fundamentale. Diferența dintre sexe, eu ca fetiță sunt atrasă de tata, pentru că tata este complementarul meu, da? Îl iubesc pe tati, vreau să mă căsătoresc cu el, nu toate fetițele zic asta. Dar fetița, pe măsură ce crește, ea trebuie să învețe ceva. Tati e într-o altă categorie de vârstă, ea trebuie să învețe numai diferența dintre sexe, ci și diferența dintre generații. Și își dă seama, nu mă pot căsători cu tati, că uite, tati are vârsta asta și în plus e și căsătorit cu mami. Ce face fetița când realizează? Începe să simtă regretul că voia ca mami să dispară, voia să ia ea locul lui tati. Locul mamei. Vedem asta, nu? Copiii vin în dormitorul părinților, se bagă între ei, fetița o respinge pe mama și îl ia în brațe pe tati. Eu mi-amintesc despre mine că, da, i-am văzut pe părinții mei dansând odată, m-au luat și pe mine în brațe și eu tot o respingeam pe mama că tata e al meu, da? E, pe măsură ce copilul învață diferența între sexe și între generații, anomalii de tipul celor despre care vorbim nu mai sunt posibile. Și aici o să distrug un mit, că oamenii ne spun, băi, da, e iubire mare acolo, frate, ce ai cu el că la 90 de ani iubește? Nu e iubire, e patologie. Îmi pare rău să o spun. Da? E, dar dacă mi-am internalizat la un moment dat în viață, poate nu trec bine prin Oedip între 4 și, mai știu eu, 5-6 ani. Viața mă tot provoacă, da? Simt și eu, de exemplu, că mă îndrăgostesc de un profesor. Îmi amintesc că eram studentă și priveam admirativ profesorii. Era un fel de tata, frumos și deștept, da? Adică v-ați îndrăgostit și dumneavoastră, da, ca studentă de un profesor. Exact, exact. Pentru că aveați tiparul ăsta. Da, nu trecusem cu bine prin Oedip, da? Aha. N-am putut. Și atunci viața îți tot aduce. Ia să vedem acum, ai mai crescut un pic? Cum faci față la chestia asta? Asta e soarta. Asta e soarta care poate deveni destin. Când eu la un moment dat în viață realizez că profesorul ăsta de care m-am îndrăgostit e la o altă vârstă, că nici nu-mi place măcar cum miroase, că nu-mi place să ies cu el în lume, că mi se pare că lumea ne privește ca și cum am fi niște caragioși. Și cum ați oprit tiparul ăsta? Și nu mai faci, nu mai ai nevoie. Când vezi asta... Mai aproape, da? de microfon. Da, când îți dai seama de lucrul ăsta, nu-l mai repeți. E un declic așa care, stai un pic, că nu e iubitul tău, e tata pe care nu l-ai avut. Asta înseamnă să devii gânditorul gândurilor tale. Exact. Și să nu fii gândit... Exact, și să nu repeți la nesfârșit până la finalul vieții tale aceeași poveste, adică să trăiești în acest tip de labirint psihic. Doamna profesoară, ați intrat deja în labirint fără să mă fără anunțați. Fără să vă întreb. Adică mi se pare foarte, foarte complicat. Până acum era simplu, cu elefantul și călărețul, dar dumneavoastră ne-ați introdus în labirintul ăsta în care cu toții suntem rătăciți, în care cu toții avem partea rea, uh-huh, și partea bună. Nu? Da. Suntem, vorbiți foarte mult în cartea asta despre necesitatea de a ne cunoaște partea asta demonică din noi. Da.
Păi dacă nu ne conectăm la ea, dacă nu o recunoaștem, dacă nu încercăm să o transformăm, adică să nu mai fac răul pe care l-am făcut acum câțiva ani. Când îmi dau seama că am rănit pe cineva, i-am atacat viața, da? N-am cum să repet asta. Doar în inconștiență noi facem rău. Un om conștient, eu sunt convinsă de asta, n-are cum să mai greșească. Dar devenim conștienți cu probe mari de viață, știți? De exemplu, dacă revin la povestea asta oedipiană, când ea se îndrăgostește de el chipurile, el e mai în vârstă, de ce vrea asta? Să se simtă protejată, ocrotită, să fie el un tată care nu-și lasă familia, are grijă de ea, mă rog, și așa mai departe. Mm-hmm. Are motivele ei, dar nu alea care crede ea. Ei bine, o astfel de persoană, dacă își întemeiază la un moment dat o familie, își dă seama de răul pe care l-a făcut în condițiile în care partenerul ei face același lucru ca acel bărbat. Înțelegeți? Uh-huh. Și de data asta este ea victima, suferă ea. Partenerul ei a trădat-o pentru alta mai tânără, să spunem. Știți ce zic? Când viața ne dă astfel de probe, atunci intrăm în poziția compasivă. Oamenii zic karmă. Da, poate să fie karmă, da. Din păcate, dacă folosim termenul ăsta, noi nu știm ce a fost în alte vieți ale noastre și ce am făcut. Dar știm relele pe care le facem pe lumea asta și pe cuvântul meu că facem toți cam de toate. Și le plătim pe lumea asta sau le plătesc generațiile? Le pot plăti și generațiile următoare în cazul în care tu mori și faci același lucru. Tema respectivă rămâne ca o provocare pentru urmașii tăi. Dar dacă tu rupi lanțul ăsta și regreți răul pe care l-ai făcut și nu-l repeți, da? Deci nu doar zici din gură, vai ce rău îmi pare că te-am rănit și imediat în ziua următoare, dacă îmi cade bine, fac asta din nou. Nu, când îți dai seama că nu te mai poți uita la tine dacă repeți chestia aia. Când atingi această poziție psihică, nu vei mai putea greși. Ești mai conștient, ești mai întreg, ți-ai asimilat o parte din umbră și viața vine acum spre tine cu alte provocări, că viața nu termină cu provocările până în ultima noastră clipă. Deci nu intrăm odată într-un labirint, rezolvăm ceva, am ieșit și zicem, iau pauză. Și acum ați liber. Până la sfârșitul vieții. Nici vorbă. Nici vorbă. Psihicul nostru este o îngemănare de labirinturi, de toate felurile. Dar de ce i-ați spus labirint? Păi pentru că... Psihicului nostru. Pentru că așa e, nu știu cum, trăim cu toții în aceste labirinturi, toate patologiile sunt... labirinturi psihice și să știți că n-am văzut un om sănătos. Dar am văzut oameni mai sănătoși decât alții. Practic, viața noastră este un proces de întregire și asta înseamnă să devii sănătos, când tu ești întreg. Da? Deci eu n-am văzut oameni care să fie cu totul rezolvați, sănătoși. Și... N-am văzut eu, poate ori exista. N-am avut ocazia. Nici... cei care am cunoscut și din ăștia și nu puțini, cei care spun despre ei sau se prezintă ca fiind înțelepți, mistici și așa mai departe. Vindecați? Vindecați, da. Nici ei nu. Când i-am cunoscut mai bine, am văzut ce excese umane. Dar îmi place că nu doar în cartea asta, vorbiți foarte mult despre experiențele dumneavoastră și practic toate căutările astea ale dumneavoastră pleacă din propria poveste și propria nevoie de a vă vindeca. Așa cum într-un interviu spuneați că erați într-o perioadă în care dormeați puțin, erați într-o depresie și într-o prăbușire, cum o numiți dumneavoastră, și studiul lui Jung v-a ajutat foarte mult. La fel și în cartea asta vorbiți despre
nevoia asta de, despre cum v-ați prăbușit și cum da. Studiul ăsta v-a ajutat să vă ridicați. M-a ajutat foarte mult studiul lui Jung, dar nu până la capăt. Mm-hmm. Deci m-a ajutat până când am reușit să ies dintr-un labirint, poate să mă reconectez la spirit. Dar n-am rezolvat problema cu asta și mi-am dat seama când am finalizat cartea Diavolul în viziuni, povești și vise, unde încercam eu să înțeleg arhetipul răului și ce se întâmplă, cum de toți cădem în posesia asta. Da. Încercam să înțeleg, dar acolo am raționalizat foarte mult. Vreau să vă spun că prăbușirea a început când am terminat cartea și eu credeam, wow, am înțeles și cu asta gata. Nu, viața mi-a arătat că a înțelege e fundamental, dar nu ne vindecă înțelegerea. Nu ne vindecă. Putem fi oameni foarte deștepți, capabili de înțelegere, dar să fim uman vorbind departe de a ne numi oameni cu adevărat. Și ce v-a ajutat? Vindecarea vine afectul, conectarea la afect. La zona aia de afect terifiant, ați pomenit de Jung și da, el a făcut parte din viața mea, aproape 20 de ani am studiat și mă gândeam că el, în momentul în care s-a separat de Freud, mă rog, Freud s-a separat de el, el s-a prăbușit atunci. Dacă un om cu forța lui psihică, cu mintea și cultura lui, a avut nevoie de 16 ani ca să iasă din labirintul în care a intrat. No. Vă dați seama cum e pentru noi, oamenii ăștia mai puțin înzestrați. El, de ce el a căzut un așa? Un om de mare succes. Și exact, vorba aia, o anvergură care a reușit să atragă foarte mulți în jurul lui. Asta nu se întâmplă dacă n-ai ceva cu adevărat de spus și dacă nu ești autentic. De succesul nu da, e egal cu n-are legătura. Împlinirea ce fericită. S-a întâmplat atunci când Freud s-a detașat de el? L-a aruncat la capătul lui. Freud a repetat o istorie traumatică din viața lui Jung, un abuz. Jung a fost victima unui abuz sexual. Iar Freud, exact asta i-a trezit lui Jung. Iată, încă un tată care zice, tu ești moștenitorul meu, eu pe tine te las la tronul psihanalizei, că ești cel mai bun. De ce s-au separat? Că Freud spunea că la baza ființelor umane e pulsiunea erosului, că el era cu mitul Oedip, totul e eros. Totul e, e sexual. Iar Jung spunea, nu, pulsiunea e nediferențiată și ea primește un conținut în funcție de domeniul de viață spre care ne îndreptăm. Eu pot să am o pulsiune care mă îndeamnă spre cunoaștere, o pulsiune epistemofilă. Vreau să cunosc nu numai sexualitatea, ci domenii ale cunoașterii, spiritul și așa mai departe. E, Freud n-a putut să suporte să fie contrazis și l-a repudiat. Adică și profesorul da, și-a repudiat da, tatăl spiritual n-a putut să suporte chestia asta. Iar cum s-a întâmplat să lucreze asta în mintea lui Jung? Da? Păi uite, tata ăsta nu vede cât pulsiunea sexuală. A căzut automat în abuzul sexual. Nu, nu trebuie să te distrugă asta și nici să fie asta realizarea maximă a vieții unui om. Trebuie să mai fie și altceva. Dacă Jung nu își dădea seama că trebuie să mai fie și altceva, nu știu dacă ar mai fi ieșit din labirint. A lucrat. Și ce l-a scos din labirint până la urmă? Faptul că a putut să o ia de la capăt, să-și reconstruiască mintea în totalitate. A avut pe cineva, n-a fost singur. Cred că nu putem ieși singuri din astfel și de a durat crize. 16 ani. 16 ani, da. Toată perioada în care el a scris, așa le-a numit la început, Caietele Negre, pe urmă Cartea Roșie, sunt încercările lui de a construi un sens pentru imaginile care veneau din inconștient. Pe multe dintre ele le vedem în Cartea Roșie. Și a avut-o lângă el pe Tony Wolf. Dacă el a fost analizat de cineva, a fost analizat de ea. Zilnic lucrau. Deci,
a luat-o de la capăt cu chestii din astea de bază până când mintea a putut să refacă legături. Că asta ne face sănătoși, vorbeam și la început, legătura dintre noi și legăturile în minte. Un om care are nevoia să-i separe pe oameni și bârfește, îi atacă, creează conflicte sociale, e un om disociat în capul lui. Nu suportă legăturile, atacă legăturile. Și așa îi atacă și pe alții, și propria lui viață și tot. Destructivitatea ia locul iubirii în momentele alea. Haideți să mai vorbim puțin despre, despre rău. Aveți în, în această carte, vorbind despre demon, despre diavol, vorbiți despre, nici nu știam că toate cuvintele astea pleacă de la faptul cum... cum l-a denumit Dante pe diavol, dis, da. Adică dispreț, disperare, disociere, disimulare, distragere, distrugere. Da, discordie și așa, o grămadă. Deci toate lucrurile astea, practic, da, sunt elemente ale răului. Arhetipului răului care atacă, ce face? Vine și taie, taie, separă. Și distracția? Poate să fie și distracția. Sunt distrasă de la un lucru important pe care l-am de făcut. Da. E și asta o formă A răului. A răului. Sigur că da. Și pe asta acum o reparăm. Pe măsură ce legăturile în minte devin din nou posibile. Și cum devin ele posibile? Când reușim să simbolizăm. Când mintea noastră poate produce simboluri care să unifice părțile separate. De exemplu, în vis se întâmplă asta. Nu numai în vis. Eu cred că aici un avantaj foarte mare îl au oamenii de cultură, mai ales cultură umanistă. Adică oamenii care vin din domenii în care simbolizarea este un mod de a construi cultură. Da, doar că este foarte greu să ating nivelul acesta al simbolului. Foarte greu, pentru că a produce un simbol înseamnă să pot ca funcția mea superioară, de exemplu dacă asta e gândirea, să se conecteze la afect și ea să lucreze pe o bază afectivă. Atunci apare simbolul. Eu, de exemplu, încep să vă vorbesc acum despre foc. Și vorbim despre foc, dar nu că ar lua foc ceva aici, dar vorbesc despre focul pasiunii, despre focul care iluminează și o pot cunoaște, da? Deci iată valențe simbolice ale unui cuvânt care în realitate înseamnă un foc pe care eu îmi pregătesc mâncare sau mă încălzesc, da? Toate cuvintele noastre au valențe simbolice. Apa, nu? Este... substanța de care eu depind, viața mea depinde, dar este în același timp inconștientul, da? Vorbesc de apele inconștientului, emoțiile din inconștient în care eu mă scald, da? Sau... gen oceanul de gânduri. Exact, exact, sau poate să fie... marea de tristețe. Exact, iată, da? Deci când putem să creăm simboluri, se unifică deja părți care au fost rupte. Da. Cineva care nu are o capacitate rezonabilă de simbolizare, dacă ne aude acum, nu înțelege nimic ce spune. Cum? Apa e apă, e asta din pahar, punct. Nu. Asta este doar, asta este doar elementul real, concret. Dar, pornind de la acest element real, concret, mintea mea poate să simbolizeze și să mă duc într-o stare de bine, care pentru creierul meu este esențială. Îți face bine la un moment dat când citești ceva care te provoacă, care oferă un răspuns la niște frământări ale tale. Eu cred că cu toți am avut cărți care ne-au modelat pe noi ca oameni și ne-au dat o stare de bine și ne-au ajutat să ne dezvoltăm această capacitate simbolică, respectiv capacitatea de a face legături în minte. Avem cu siguranță multe, multe referințe fiecare dintre noi, sau măcar sper să fie așa. Dar cum, înainte de a continua,
aș vrea să înțeleg, inconștientul face parte din spiritul nostru sau nu are nicio legătură cu spiritul? Ba da, e spirit. Inconștientul e spirit. Da, da. Deci dacă urmezi iarăși direcția de gândire a lui Bion, el vorbește despre această zeitate din noi, o numește un subiect, el e un subiect, inconștientul. Nu mai e o instanță psihică, cum zicea Freud, care rezultă din toate lucrurile pe care noi le refulăm, le dăm la o parte din diverse motive. Nu. E un subiect acolo, e un cine acolo, care intră tot timpul în dialog cu cine sunt eu în plan conștient. Este un celălalt în noi, asta cred că primul care vorbește în psihanaliză despre asta este Jung. Mistici au vorbit din totdeauna despre această instanță din interior pe care ei îl numesc demiurg sau Dumnezeul din mine, Dumnezeul din noi. Da? Deci e un cine cu care noi intrăm tot timpul în dialog. Și dacă ne uităm așa, inconștientul este acest cine care știe lucruri despre noi pe care noi nu le știm. Tot Bion scrie foarte frumos, deci asta cred că nu o să uit niciodată. El spune așa, dacă noi suntem inconștienți de inconștient, nu înseamnă că inconștientul e inconștient de noi. Wow! Minunat asta! Da! Deci ne vorbește în permanență. Suntem mereu într-o zonă dialogică, iarăși revin la spațiu, la relație, la relație. Acest cine inefabil din mine, ca să nu mai recurg la nu știu ce termeni, mă interpelează tot timpul, îmi spune lucruri. Iar eu, dacă sunt în contact cu el și nu sunt disociată, încerc să văd ce îmi spune. În vis se întâmplă foarte bine chestia asta. În vis, instanțele astea care intră în dialog, putem să le urmărim când analizăm ceva. Ele au fost numite într-un fel, de exemplu, de James Grotstein. Un visător care visează visul și un visător care înțelege visul. Visătorul care visează este acest celălalt, subiectul inefabil, demiurgul din noi. Iar visătorul care înțelege visul selectează ce spune, că el, visătorul care visează, adună provocările noastre de viață, el nu se joacă. El nu stă, înțelegeți, pe gânduri, el ne spune, asta te doare, asta te doare. El practic adună urletele noastre împrăștiate prin psihic, de care nu suntem conștienți, și le propune ca narațiune într-un vis, visătorului care înțelege. Iar el selectează și spune, chestia asta e prea grea pentru ăsta care doarme aici. Dacă i-o dăm, îl sfârmăm. Hai să deghizăm. Și atunci, în loc de un personaj, da, care mi-a făcut rău în copilărie, să zicem, un abandon, cineva m-a abandonat, zic tata, visele mele fabrică imagini deplasate, nu de la tata, ca să mă ducă direct în durerea pe care a trăit-o copilul și care e probabil insuportabilă și când suntem adulți, chiar bătrâni, și atunci deplasează spre alte imagini. Georgel mă părăsește sau cutare mă părăsește. De ce? Ca să mă obișnuiască cu acest risc. Da! Nu ne garantează nimeni în viață că nu vom fi părăsiți. Dar eu, pe măsură ce cresc, pot să fac față ca un adult la lucrurile astea. Nu mă mai sfarmă, nu mă mai distrug, viața mea nu se oprește în loc că m-a părăsit cineva. Devin mai conștientă de mine, de forțele mele, de resursele mele și merg pe direcția mea de viață, ies din labirint. Dacă rămân în spaima că mereu voi fi părăsită, rămân în labirint. Deci, cele mai multe gânduri nu sunt ale noastre, sunt ale gânditorului. Cele mai multe vise nu sunt ale noastre, sunt ale visătorului. Da, da. Adică inconștientului. Da, acest celălalt din inconștient, prefer pe care cei mai mulți dintre noi nu-l cunoaștem, nu știm cine nu-l este. Nu-l putem vedea niciodată în vise. El nu apare niciodată în vise.
Nu? Nu. Doar povestea de la el apare, deghizată. Pe care noi ar trebui să o traducem. Uh-huh, uh-huh. Dar pe el nu-l putem vedea, nu se constelează niciodată. Și traducerea asta nu e atât de simplă, dacă visezi șarpe, urmează nu știu nici ce. Nici poveste. Din ce am citit în cărțile sau paginile de interpretare ale viselor de pe internet. Nu, nici vorbă. Un astfel de simbol oniric are sens doar în contextul particular al vieții visătorului. Adică dacă dumneavoastră visa șarpe, da, și eu vise șarpe, nu e același sunt două lucru. Simboluri cu totul, exact, și cu totul diferite, exact, pentru că avem, uh-huh, povești diferite, arhetipuri, da, diferite. Exact. Deci trebuie să vedem care e contextul în care visătorul visează și de ce psihicul lui a recurs la această simbolizare, da? Poate dacă aș visa șarpe, visul m-ar preveni în legătură cu o anumită viclenie. Mi-ar zice, uite, tu poate că în situația asta vrei să realizezi ceva și poate ești vicleană. Uh-huh. Ia uite-te tu acolo, ca să nu mai cazi pradă posesiei acestei tentative de a fi vicleană, uh-huh, da? Și de a manipula. Poate să fie asta, da, mă rog, poate să fie multe lucruri în funcție de cine visează visul. Și noi ăștia care nu prea ne aducem aminte visele? Eu cred că e o chestiune de exercițiu. Da? Da, da. Ar fi bine să... Da. Da, ar fi bine. Da? Da, cred că e esențial pentru echilibrul nostru. N-aș vrea să spun că e vital. Nu e vital, putem trăi și fără să ne amintim vise. Pentru că oricum visăm, chiar dacă nu ne amintim, și o procesualitate inconștientă se întâmplă în timpul, uh-huh, somnului. Dar există totuși un avantaj când ne amintim vise și devenim conștienți de lucrurile astea care se prefac, uh-huh, în noi, pentru că generăm alte tipuri de operativități psihice. De exemplu, e foarte interesant și frumos, aș zice, în cabinet, când ajungem să formulăm o interpretare a unui vis care are sens pentru pacient și el zice, a, da, da, el reacționează ca și cum, uite, asta e ce am visat. Nu mi-am, uh-huh, dat seama, dar asocierile libere pe care le-am, mi-arată că asta e semnificația. Inconștientul răspunde la astfel de interpretări corecte printr-un vis. În psihanaliză îl numim vis de corecție. Deci ajunge la inconștient, uh-huh, ce vorbim noi. Și el zice, da, da, uite, putem să facem, să evoluăm în direcția asta. Și pornind de la acel sens care s-a creat în mintea mea, el trasează o direcție de dezvoltare și favorizează capacitatea de a face legături. Dovadă că inconștientul știe ce trăim, e și asta că după evenimente traumatice din, așa, viață, gen îți moare un părinte, uh-huh, uh-huh, mult timp îl visezi pe acel părinte. Da. Expresia românească, mi-a apărut mama în, da, vis. Și visezi de obicei că e viu. Evident. Cel mai adesea, da, da. Da, ar fi bine ca visele astea să nu dureze mai mult de un an. Că un an de zile e un interval rezonabil pentru ca travaliul de doliu să se poată întâmpla psihic și eu să accept că mama a murit. Mm-hmm. Dacă, da, se întâmplă după... Doliul ăla e patologic. Și visele cu mama care e moartă, dar ea mi-apare ca fiind vie, îmi arată că nu o las pe ea să moară de fapt. Nu o las. O țin vie în mine cu prețul sacrificării unor părți din mine. E ca și cum trăiește o fantomă în mine în loc să-mi duc viața mai departe. Dar există vise premonitorii? Da, sigur că există. Cred că există în fiecare vis o amprentă premonitorie. De exemplu, spuneați că nu ne amintim visele, da? Uităm vise, uităm. De fapt le uităm. Da. Da. Dar, iată, nu mi-amintesc ce am visat azi noapte, dar vin spre dumneavoastră și în trafic se întâmplă ceva. Și brusc zic, wow, uite că am visat o chestie asemănătoare. Am visat că în parcare sunt lucrări și că nu pot parca. Trebuie să fiu atentă pe unde intru. Și văd că în realitate chiar e
Asta situația. Da? Deci cred că visele au aspecte premonitorii și când nu anunță ceva atât de copleșitor cum este pierderea unui părinte. Păi stai un pic, că mi-a dat un pic înțelegerea peste cap. Credeam că inconștientul ăsta depozitează informațiile, povestea întâmplată până acum. Cum putem noi să avem vise premonitorii, adică inconștientul are și informații din viitor? Inconștientul nu are timp. Nu există timp în inconștient. Inconștientul e lumea eternă. Nu există timp. Aha. Deci nu e dimensiunea asta a noastră. Nu. Ne vedem mâine la 12. Exact. Nu e despre asta. Nu. Sunt doar niște povești care se tot repetă într-o formă sau alta. Dacă ne gândim la inconștient ca ansamblul tuturor potențialităților care pot fi realizate într-o viață de om, noi știm și viitorul și ce poate aduce el. Și depinde de noi să alegem o formă sau alta a viitorului. Tot Bion numește lucrurile astea amintiri din viitor. Pentru că tot ceea ce gândim a fost deja gândit. Gândit, da. Da. Dar avem nevoie de o viață umană ca să ducem la împlinire lucrurile, ca să le ajutăm să se manifeste și dacă ele se manifestă într-o formă mai bună, trecerea mea prin lume va lăsa lumea asta mai bună decât am găsit-o. Cred că ăsta e un rost al fiecărei vieți de om. Așa simt eu. Mi se pare fabuloasă discuția pe care o avem. Nu vreau să-mi imaginez ce e la cursurile dumneavoastră la facultate. Cred că se supără studenții când sună de ieșire, mă rog. Da, să știți că mulți îmi sunt foarte aproape și asta înseamnă foarte mult. Pentru că ai un sens al existenței tale și acolo, când vezi că ai spus ceva care dezvoltă în mintea lor o chestie. Eu cred că am mai zis chestia asta, dar le zic lor la fiecare început de an că îmi doresc ca întâlnirea noastră să facă ca la fiecare oră să spun măcar ceva ce rămâne în ei. Nu o informație. Ceva, o sămânță să sădesc în mintea lor și ei să vadă ce crește de acolo. Așa că suntem norocoși să fim studenții noastre și aici vorbesc despre personajul colectiv a celor care ascultă, a comunității Fain și Simplu care ascultă episodul ăsta. Chiar cred că suntem norocoși și sper să, dacă vi se pare interesant, să continuăm discuția. Cu drag. Pentru că în cartea asta, Rătăciți în labirint, aveți ăștia doi termeni, pântuire și mântuire. Adică fiecare dintre noi suntem bântuiți de răul ăsta despre care vorbiți și singura șansă la mântuire e să confruntăm bântuirea. Exact, să vedem ce ne bântuie. N-aș vrea să-și închipuie cineva că fenomenul ăsta bântuirii, el se întâmplă să ne chinuie pe noi. Nu! Nu, e dimpotrivă. Șansa noastră de a deveni întregi. Ceva care mă bântuie este ceva ce eu am respins. Eu am refuzat de la prelucrare un lucru important pentru mine. De asta mă bântuie, să mă ajute. Hai, poate acum vezi. Hai că poate acum reușești. Hai că de data asta ai mai făcut tu ceva și reușim să ieșim din acest labirint. Deci, de asta se întâmplă bântuirea și când eu pot confrunta aceste conținuturi, când pot crea un sens al lor, are loc o eliberare, care e o formă de mântuire. Dar ce ne bântuie pe noi? Dați-ne niște exemple. Fricile noastre. Așa. Cea mai mare bântuire pe care am văzut-o eu este generată de angoasa de moarte. Asta este ceva teribil. E, cred că, cea mai complicată temă în terapia cuiva.
Nu o vezi imediat, nu știi că pacientul ăsta e bântuit de angoasa de moarte, dar la un moment dat apar lucruri care ți arată, uite, despre asta e vorba. Dar nu și tuturor ne e frică de moarte? Nu tuturor în aceeași măsură. Evident că moartea este o mare taină pentru fiecare dintre noi, dar nu pentru fiecare dintre noi este o teroare. Ce înseamnă să fii terorizat de frica asta de moarte? Să te trezești în timpul nopții și să simți că îți paralizează corpul sau că ai reacții somatice. Din cauza că ai visat ceva? S-ar putea să fi visat, dar nici măcar să nu-ți amintești. Când angoasa este, te-a invadat, n-ai în minte nicio imagine. Ea te chinuie doar psihosomatic, ai reacții senzoriale, îți transpiră mâinile, nu poți să respiri, te dor toate alea, nu mai știi ce-i cu tine, nu poți să-ți găsești o zonă de liniște, e o tulburare atât de mare, atunci putem bănui că e o angoasă de moarte. Eu mi-am dat seama că pentru mine asta e tema fundamentală în viață, după ce a murit mama mea. Și am simțit că moare cu câțiva ani înainte. Mă trezeam așa prin casă, strigând, mama, mama. Nu știam de ce îmi vine, nu aveam niciun gând conștient. Dar o căutam, aveam nevoie de ea. Uh-huh. Evident, mi-am dat seama în analiza mea că fiind, în cazul meu, o naștere foarte dificilă și că am fost separată de mama, care a trecut printr-o experiență la limită, eu m-am simțit singură, adică m-am simțit un orfan al realului. Nu era cineva care să mă susțină. Da? Dar nu mi-am dat seama ani în șir, pentru că am compensat-o, am fost un om activ, am făcut lucruri, eram veselă, distrasă, așa cum vorbeam mai înainte. Dar tema asta s-a ridicat foarte pregnant când ea s-a îmbolnăvit, nici n-am știut că s-a îmbolnăvit, deși inconștientul meu evident știa. Iar după ce a murit, au mai urmat niște ani în care simțeam cum se desprinde din celulele mele. Era un fenomen celular, efectiv. În momentul în care am putut să tolerez asta și să-mi spun, ok, cu asta te confrunți, nu trebuie să mai fugi de aici. De altfel, de aici nici nu mai e unde să fugi. Hai să vedem, mori? Deci am mers până acolo. Hai să vedem, mori? Și n-am murit. Nu mori. Exact, nu mori. Mai mult decât atât, se prelucrează ceva. Poți să incluzi toată viața ta, toate evenimentele, toate experiențele într-un alt tip de logică, să funcționeze altfel, să ai o ierarhie de valori, că de fapt ăsta e spiritul. Axul meu valoric e spiritul. Ăsta e Dumnezeu. Când eu, în fiecare zi, o să pot să fac lucrurile mai bine, o să mint mai puțin, o să mă situez mai mult în adevăr, o să fac mai mult bine pentru oameni decât rău. Deci un fel de scară a valorilor, un fel de scară care urcând o treaptă cu treaptă, ajungi la... Mă rog, ținta asta e o desăvârșire. Dumnezeu. Da, să fii Dumnezeul din tine, aș spune. Lăsați-mă puțin să integrez tot ceea ce ați spus, deși eu personal cred că o să ascult de câteva ori episodul ăsta, nu doar când o să-l editez și o să-l pregătesc pentru publicare și după publicare. Mi se pare minunat ceea ce povestim aici. Să ne întoarcem la bântuire. Da. Până să ajungem la mântuire. Exact. Deși mai mult suntem bântuiți de frica asta de moarte. Da. Până unde ne ajută bântuirea și de când ea devine un dușman al nostru? Adică putem să, că dumneavoastră vorbeați despre faptul că despărțirea asta de la naștere de mamă, ați ascuns-o, v-ați disociat de ea foarte mult timp și ați înaintat în viață, ați fost o persoană activă, v-a ajutat în carieră. Când începi să te prăbușești?
Păi cam pe la jumătatea vieții asta se siza foarte bine și Jung. Orientarea noastră se cam schimbă, adică nu mai este prioritar spre lumea din afară, ar trebui să fie spre lumea din interior. Și atunci apar toate aceste fenomene de bântuire cu, zic, cu foarte mare acuitate. Nu e asta singura asta bântuire. Asta e criza vârstei mijlocii? Putem să zicem, deși mie mi se pare o vulgarizare, așa când spunem criza vârstei mijlocii, toată lumea se duce cu gândul la chestii desuete, așa da, aș zice. Criza asta e mult prea mare ca să o numim arogant criza vârstei mijlocii. Este, cred, o etapă atât de importantă care decide ce se va întâmpla cu tine. Adică, cum spuneam mai înainte, dacă soarta ta devine un destin sau te prăbușești într-un inconștient al familiei tale, într-un inconștient colectiv și vei încărca această lume cu toate fără de legile tale în loc să fii făcut ceva bun. Haideți să văd dacă am înțeles. Deci e un fel de, pe la jumătatea vieții, nu e jumătatea vieții, la maturitate. Ce o însemna asta pentru da, fiecare, că nu e... Practic ai de trecut vama asta. Da, e bun. Da. Și în funcție de cum treci vama asta, sau prin labirintul ăsta, practic ai amprenta ta pentru tot restul vieții. Da, exact. Asta îți va spune cum îmbătrânești, cât de urât îmbătrânești. Da. Sau cât de cu câtă grație, treci prin viață. Că de fapt asta cred. Dar de bântuiți suntem cu toții bântuiți. Da, n-avem cum. Suntem tot timpul, dar aș mai zice să nu intrăm în teroare, că e o șansă pentru noi bântuirea asta. E ceva ce îți spune mereu, nu ți rosi viața. Clipa asta e foarte prețioasă. Vezi în fiecare clipă ce poți să faci. Bântuirea are îndeosebi în spate o frică a noastră. Nu vrem să mai trecem prin ceva. Noi dacă trecem printr-o experiență traumatică în copilărie, ca ați spomenit mai înainte, orice ar fi ea, pierderea unui părinte, despărțirea părinților, orice ne putem imagina, în mintea noastră se întâmplă imediat disocierea, că fiind copii nu putem trăi un afect atât de devastator. Și dacă se întâmplă disocierea, se întâmplă pentru că a intervenit un mecanism defensiv care zice, eu te apăr, și tu nu o să mai treci niciodată prin asta. Așa zice sistemul defensiv. Dar la un moment dat, sistemul ăsta defensiv care vrea să ne apere devine un persecutor care ne ține departe de viață. Atunci bântuirea devine atroce. Da? Când ceea ce te-a ajutat să crești, dintr-o dată devine dușmanul tău. Te omoară. Numai că devine dușmanul tău, te duce la moarte, pentru că treaba sistemului defensiv e să supraviețuiască el, nu tu. Dependențele sunt tot un sistem defensiv? Da. Mă retrag în lumea aia pentru că nu pot să fac față vieții așa cum vine ea spre mine cu provocările. Da. Până la urmă, vorbeam despre o decizie. Ce facem la un moment dat cu bântuirea asta? Că e o decizie totuși. Și cum o ducem spre mântuire? Da. Când, din păcate, am întâlnit pacienți care se opun, care înțeleg bine și spun nu vreau. E prea greu. Nu vreau să trăiesc asta, punct. Și intră în furie și se prăbușesc chiar schizoparanoid și nu mai fac nimic. Nu mai e loc de prelucrare psihică acolo. Adică nu te mai poți înțelege cu ea. Nu. S-ar putea ca unii să iasă din terapie și să proiecteze persecutorul din ei în tine, să zică tu ești dracu, tu vrei să-mi provoci suferință. Eu am venit să mă ajut și tu ce vrei aici, da? Pentru că e un fenomen masiv de proiecție. Unii se pot prăbuși psihotic, adică aleg nebunia ca să nu trăiască suferința. Iar alții urmează calea deșertului, că despre asta e. Este
o cale a misticului. Misticul îl putem vedea în teritoriul ăsta al evoluției psihice ca pe un om al cunoașterii. Un om care vrea să se cunoască, nu se sperie de ce găsește acolo, suportă inclusiv ani, poate sunt ani în viețile noastre în care simți că te-a părăsit Dumnezeu. Misticii toți evocă situații de felul ăsta. S-a tradus și la noi Sfântul Ioan al Crucii, noaptea întunecată a sufletului. Să poți să treci prin deșert chiar copleșit de această singurătate. Nu e nimeni, nu e nimeni, dar la un moment dat îți dai seama că totul e în tine și tu poți să faci asta. Mi s-a întâmplat asta? Acum, păstrând scara lucrurilor, că n-aș vrea să înțeleagă cineva că oi avea eu vreo experiență similară Sfântului Ioan al Crucii. Dar știu ce înseamnă să treci prin deșert. Știu singurătatea aia. Iar angoasa de moarte despre care vorbeam, că se simte uneori noaptea, așa cum am descris, e o trecere prin deșert, atunci când îți spui, ok, asta e. De aici nu te mai poți întoarce. Nu mai e decât o variantă. Hai să vedem ce se întâmplă. Deschide-te. Deschide-te acestui deșert. Știți ce mi-amintesc acum? Vă rog. Îmi amintesc un vis minunat. Un vis minunat cu personajul pe care eu l-am iubit cel mai mult în viața mea. E bunicul matern. Cred că a fost cel mai bun om pe care l-am întâlnit în lumea asta și datorită prezenței lui în viața mea s-a putut compensa imaginea unui masculin distrugător, așa cum l-am văzut pe tatăl meu, pentru că părinții mei au divorțat și când tata a plecat de acasă, pentru mine a fost, vedeți, zic pentru mine a fost. De fapt, aici ce vreau să spun este că am trăit experiența de pierdere a mamei mele, care s-a disociat și n-a putut. Eu am dus povara asta. Dar a rămas acest bunic despre care vă vorbesc prezent în continuu, cu o blândețe și o iubire care în ochii mei se apropie și în ziua de astăzi de condiția unui om al cunoașterii, al misticului. Și l-am visat după mulți ani de la moartea lui, îl visam într-o călătorie, dar era singur, într-un peisaj foarte puternic iluminat, iar fața lui era îmbujorată, știți, dar fericită. Fericită. Așa cum vedem că oamenii, când reușesc să facă ce își propun, chiar dacă e istovitor, au fericirea aia pe chip, le strălucesc ochii. Așa l-am văzut în noaptea aia și știu că îmi spuneam, privindu-l în vis, wow, acum el se întoarce acasă, se duce la casa lui Dumnezeu. Îmi spuneam în vis în timp ce vedeam. Pentru mine, asta este o imagine care compensează la un moment dat întunecimea și vântul deșertului. La un moment dat, după ce treci pe acolo, cred că drumul poate fi și așa, cum l-am văzut într-un vis, de care mi-amintesc cu mare drag și chiar mă bucur. Nu știu cum de ați trezit în mintea mea amintirea asta, habar n-am ce m-ați întrebat, dar mă bucur că am putut să o împărtășesc. Nu am o explicație rațională nici eu. Da. pentru întrebarea asta. Bun, vorbeam despre bântuire. Dar pe de altă parte, poți să trăiești viața asta? Întreb și eu, nu vi se pare că în ultimii ani, cel puțin, am ajuns să complicăm foarte mult lucrurile cu podcasturi, cu cărți de dezvoltare personală, cu astfel de conversații, că viața poate fi trăită și altfel, la firul ierbii, așa, la... Eu zic că nu poate fi. Nu poate fi trăită. Nu. Pentru să te bucuri de familie, de un fotbal, de un weekend, de un concediu la eforie, la... Tasos. Dacă nu-ți gândești această viață cu bucuriile ei,
familie, copii, știu și eu, ce o fi însemnând bucuria pentru fiecare dintre noi. Deci dacă nu-ți gândești această viață într-un context mai larg al sensului unei vieți pe pământ și al destinului, da? Eu nu cred că ne putem considera totuși împăcați, mulțumiți, că fricile tot continuă să ne bântuie. Te și întreb, băi, dar mi-e bine, iubesc nevasta asta și copiii ăștia. De ce mă trezesc eu noaptea cu un coșmar? Deci n-avem cum. Faptul că astăzi vedem că abundă în mediul online emisiuni, podcasturi pe diverse teme și că oamenii le ascultă, asta răspunde în mod cert unei nevoi a oamenilor. A unor oameni. A unor oameni. Să știți că sunt mulți totuși. Nu... Față de cât erau acum 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, da, dar nu cred că vorbim de o majoritate încă preocupată de domeniul ăsta. Eu în continuare mă întâlnesc cu oameni care spun, bă, mișto ce faci tu acolo la podcasturile tale, da? Nu înțeleg nimic. Prea mult, adică prea multă bătaie de cap. Viața e simplă. Și întrebarea pentru dumneavoastră, doamnă profesoară, este când decontăm această ignoranță? Viața e simplă cu adevărat, dar ca să ajungi la simplitatea vieții, ai un parcurs extraordinar de experiențe personale, un parcurs cultural, un parcurs profesional, provocări de toate felurile. Doar după ce treci prin astea și le trăiești din plin, te poți conecta la simplitatea, naturalețea vieții. Aici ea nu e dată, ca să zic așa, de la început. E un câștig. E o muncă personală înainte de a ajunge la simplitatea vieții. Apropo de oamenii care fac cariere impresionante, scriu, sunt profesori mari și uneori ei vorbesc și oamenii nu înțeleg nimic. Dar aș spune că ei n-au ajuns la simplitatea vieții. Când poți să exprimi lucrurile simplu, pe înțelesul tuturor și ele să dea de gândit, atunci tu ai ajuns la simplitatea vieții. Deci e un câștig, e ceva ce dobândești după un complicat parcurs. Altfel nu e nimic simplu. Dar dacă preferăm să rămânem orbitani, se pare că e simplu, că e mai simplu să nu gândești. Și cred că până la urmă cu toții am admirat măcar înțelepciunea unui bunic de la țară, figura asta patriarhală, domne, cât de înțelept e bătrânul ăsta, da, și cât de simplu gândește. Dar nimeni nu știe prin câte a trecut bunicul. Exact. Eu am figura bunicului meu din Apuseni, care nu era deloc complicat, dar trecuse printr-un război. Da. Se întorsese pe jos. Din Munții Tatra, ca să ajungă la simplitatea aia. Da. Adică a trecut prin... Și ce a învățat? Să valorizeze corect. Să, nu știu, oamenii ăștia deprind o logică a sacrificiului, știți? Nu mai sacrifică lucruri mari pentru prostii. Sacrifică lucruri mai joase pentru lucruri mai înalte. Și asta înseamnă să fii conectat la spirit. Spiritul presupune o logică a sacrificiului. Cere să dai la o parte ceva pentru ceva mai înalt. Da? Ori când noi sacrificăm adevărul ca să obținem un avantaj, da? Că ne face nouă plăcere, sacrificăm o valoare înaltă pentru ceva aflat la baza ierarhiei de valori. Deci e pe dos logica asta. Și ne îndepărtăm de spirit în felul ăsta. Vreau să citesc puțin din cartea dumneavoastră, din Rătăciți în labirint, ceva ce am subliniat. Cum oprim bântuirea? După cum am văzut în carte, prin mobilizarea polului opus al respectivului arhetip. Atunci când diavolul ne bântuie și reușește să pună stăpânire pe noi, așa cum auzim adesea mărturii devastatoare în cabinet, numai în Hristos poate aduce eliberarea.
Da. Stați așa, sunteți profesor la Facultatea de Psihologie. Care e treaba asta cu... cu Hristos. Cu Hristos, cu... ce caută în cartea asta? Hristos este adevărul, nu? E calea adevărului. E viața autentică, nu? Este sensul valorii pentru fiecare dintre noi. E un model al realizării umane. Așa se oprește bântuirea. Când se activează în mine acest arhetip, îl numim Hristos, el a fost evocat, el apare ca o imagine, fiindcă mintea noastră are nevoie de imagini. Simboluri. Noi, exact, noi nu putem vorbi despre Dumnezeu, el e nereprezentabil. Arhetipul e nereprezentabil. Dar fațete ale lui pot fi reprezentate, așa cum Hristos este o reprezentare a Dumnezeului. Care ce ne spune? Eu sunt calea, adevărul și viața. Și îți spune și, uite pentru ce te poți tu sacrifica în viață. Ca să atingi ceva foarte important pentru tine, pentru urmașii tăi, pentru umanitatea asta, nu? Hristos este, să zic, modelul generic. El a luat pe umerii lui păcatele acestei lumi. El s-a dat ca Duh în fiecare dintre noi și ne ajută prin acest dat, Spiritul din fiecare dintre noi, să ajungem acolo. Pentru mine, Hristos este ceva intern, nu e... Poate sunt oameni care au nevoie de biserică, dar n-aș vrea să credem că sau să ducem discuția pe teritoriul religiei. Nu aș vrea deloc, nimic din cartea mea nu are legătură cu asta, pentru că nu vreau dogmatism, nu vreau să-mi spună cineva cum e Hristos, vreau să-l pot descoperi în mine. În mine, sădit pe instinctele mele. Și credeți că nu e posibilă vindecarea de bântuire altfel decât prin... compensarea asta? Adică nu. Cât rău găsim în noi, atâta, nu știu, Hristos, atâta bine trebuie să găsim și în... Astea sunt două forțe, sunt polii unui arhetip, răul și binele, da? La polul de jos, arhaic, e răul, la polul de sus este Hristos, spiritul pozitiv. Când am de-a face cu o bântuire care mă depășește pe mine ca om, e arhetipală, ea nu poate fi compensată decât de forța unui arhetip. Dar dacă se întâmplă asta, eu mă poziționez în condiția mea umană. Când astea două se echilibrează, eu pot să zic, sunt omul cu tare. Care am izbândit asupra acestui rău pentru că am fost susținută. Am avut parte de această resursă pe care am descoperit-o în mine. De pulsiunea de adevăr, de exemplu. Psihanalistul la care noi ne-am tot referit spune că la baza vieților noastre e pulsiunea de adevăr. Hristosul e la baza vieților noastre. Și noi ne apărăm de adevăr în toate felurile, prin eros, prin agresivitate, da? Te atac pe tine și zic că tu ești rău, că nu pot confrunta răul din mine, da? Pulsiunea mea de adevăr se face praf în momentul ăla. Dar cine face cu adevărat rău? Răul din interiorul nostru sau răul din exterior? Păi răul din interior și cel din exterior sunt cumva în oglindă. Sunt și. Ele se potențează unul pe altul, da? Cu cât mai mult rău este într-o familie în care eu m-am născut sau în societatea asta în care trăiesc, cu atât mai mult rău se activează în interiorul meu. Dacă eu, în munca mea interioară, pot să diminuez acest rău, în plan social merge mai puțin rău, în proiecție se duce mai puțin rău. De asta spunem noi în psihanaliză că dacă încetăm cu proiecția asta a răului, lumea din jurul nostru va fi mai bună, evident și noi. Deci sunt și mereu.
Destinul ăsta vine pe două căi spre noi, din interior și din afară, mereu. Și orice lucru pe care îl putem face bun în afara noastră schimbă în interior în bine sau în interiorul nostru schimbă în afară în bine. Sunt echilibrate. Asta era o întrebare în paranteză, dar revenind la mântuire, nu în sensul religios al cuvântului, ci în cel în care, despre care vorbiți în cartea asta, care mi-aș dori după episodul ăsta să ajungă la cât mai mulți oameni. O găsiți peste tot în România, cel mai simplu la editura Herald, pe site. Cred că o să lăsăm și link. E foarte valoroasă cartea asta și nu mai există alta de felul ei scrisă în România. Pe dumneavoastră vă auzeam vorbind despre faptul că la un moment dat intră o pacientă în cabinetul unui psihanalist și spune: eu nu de psihanalist am nevoie, ci de Dumnezeu. Da. Te poți vindeca fără credință? Eu nu cred. Nu cred asta. Poți să funcționezi mai bine social. Deci poți să fii funcțional. Da. Da? Poți să faci o carieră de succes, dar să fii vindecat, nu. Nu cred. E o imposibilitate logică și faptică. Avem nevoie de spirit, suntem în el. La un moment dat tot trebuie să ne deschidem ochii. Aici. Și cred că asta e cea mai bună explicație, pentru mine cel puțin, asta am putut eu să o integrez. Că atâta vreme cât răul ăla din tine, nu-l cunoști, nu-i știi povestea, cu adevărat, nu-i știi numele, atâta ai nevoie de ceva la polul opus, căruia să-i spui. Exact, să Hristos, compenseze. Da, un simbol care să compenseze răul. Și tu, la mijloc, ești devii om. Devii tot mai om. Devii tot mai om. Da. Dar e sănătos să le spunem oamenilor să fii bine, să fii bun? Nu, să... nu, nici cum. Până când nu se confruntă cu răul ăsta și nu dobândesc resurse să facă față bântuirii lui, dacă le spunem asta și ferească Dumnezeu, ei ne ascultă, îi disociem. Când le spunem iartă-l pe tata, iartă-o pe mama, iartă tu pe toată lumea. Deci nu, asta e contra dinamicii normale a psihicului. Iertarea vine fără să-mi spună nimeni. Prin prelucrarea asta a fenomenului de bântuire, când eu mă așez mai bine în mine, în condiția mea, și viziunea mea se extinde, îmi dau seama că s-a întâmplat iertarea, ca un miracol. Nu o fac eu, se face pe măsură ce mă vindec. De asta nu pot să-mi o comand cu mintea conștientă, fără riscul de a face mai mult rău. Ați observat că mulți oameni care merg la biserică regulat și ascultă ce li se spune acolo, fac foarte mult rău în jurul lor, sunt plini de ură. Asta e disocierea, nu? Asta e disocierea, da. Atacă, bârfesc, n-au nicio problemă să facă toate relele cu putință și sunt pe un nivel foarte precar de conștientizare. Dumnezeu e, nu ți-l dă nimeni, nu ți-l poate da o dogmă, nu ți-l poate da o carte, nu ți-l poate da un sistem religios sau cultural. El se trezește în om, e un act de trezire. Dar te poate ajuta o carte, da. Te poate ajuta un părinte, exact. Un duhovnic, te un poate ghid, ajuta un psihanalist. Așa e. Modelele pe care le alegem din mediul nostru ne ajută foarte mult. Și de ce modelele? Fiindcă modelele trezesc afectul nostru, care e esențial în tot ceea ce noi discutăm. Da, față de alte epoci, în epoca noastră, pentru că pentru mântuire te duceai la biserică, da?
Mă rog, la duhovnic. Da, așa se promitea. Ok. Acum, pentru mântuire poți să te duci și la psiholog, poți să te duci și la coach, și la... Mântuirea e un act de a trezi responsabilitatea personală. Și atunci care e rolul terapeutului? Care e rolul... Și el este un model pentru un pacient, pentru că e de presupus că e într-un stadiu mai avansat al muncii interioare decât pacientului. Exact. Și își dă seama mai bine, de exemplu, în cartea asta, în capitolul din care ați citat mai înainte, și e capitolul în care vorbeam despre modelul cristic. Noi când îl vedem pe pacient că se lamentează, mi-au făcut asta, ce oameni au fost, de ce trebuia să facă copii cineva care era ca mama mea sau ca tatăl meu? Ce strigă pacientul la tine în momentul ăla? E ca Iisus în prima parte a crucificării. Strigă, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Ideea e ca analistul lui să nu strige la fel, să se lamenteze amândoi, ci analistul lui să fie pe o altă poziție în care să poată să spună, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. N-au știut ce fac. Da? Vedem poziții psihice diferite, care intră în rezonanță și așa crește pacientul. Analistul lui i-a dat acest model și, repet, nu trebuie să ne spunem în cuvinte asta că intrăm în rezonanță inconștient. Pacientul simte fără cuvinte, dincolo de cuvinte. Simte prin comunicarea emoțională de dincoace și de dincolo de cuvinte ce se întâmplă în mine și unde sunt eu ca om. E mare responsabilitate în meseria asta. Da. La câtă lume vine să mărturisească. Da, da, așa e. Ne poate ajuta un prieten, un apropiat, cineva drag? Da. Ne poate ajuta. Până în ce punct? De exemplu, noi spunem mereu că o analiză personală care durează mulți ani și care ajunge să prelucreze zonele astea sumbre, angoasele cele mai mari, pentru a face față unui astfel de parcurs, ar fi bine ca pacientul să aibă în apropierea lui oameni iubitori. Să aibă un partener care să-l poată susține, să aibă pe cineva, un prieten care poate înțelege ce se întâmplă și e mai sănătos, da? Deci avem nevoie de acești oameni și de, ce vorbeam mai înainte, modelele pe care le putem lua de prin cultura, cultura la care avem acces fiecare dintre noi. Dar care e relația sănătoasă pe care trebuie să avem? Să zicem că nu știu, vrei să scapi de o dependență, da? Cei din jurul tău ce să spună? Nu ești în stare, ai reușit de nu știu câte ori sau am încredere în tine că vei reuși? Eu cred că nici una, nici alta. Pentru că dacă îi reproșăm tot timpul nu ești în stare, el se va retrage și mai tare și... Hai că mi-ai zis de un milion de ori exact, că te lași. Și se va simți liniștit în lumea dependenței lui, nici nu mai vrea să audă ce îi spui. Iar dacă îi spui, hai că poți, hai că poți, s-ar putea ca tu să îi creezi iluzia că el are niște resurse care pentru moment nu există și să se prăbușească din nou. Adică să spună, uite, am reușit să nu beau 2 luni, după care începe și bea și mai tare. Sau consumă droguri, sau face orice altceva. Ieșirea din dependență, labirintul ăsta al dependenței e unul din cele mai atroce. Și atunci singura raportare pe care trebuie să o ai cu astfel de oameni este să ajungi la cauza care le-a provocat dependența. Nu ataci dependența direct. În terapie, când ai un dependent de alcool, nu-i spui nu mai bea sau vezi că te vede nu știu cine că bei. Doamne, ferește, nu facem așa ceva. Încercăm să vedem care e cauza pentru care el se retrage în dependența lui. S-ar putea să fie angoasa de moarte.
da? De care el fuge. Se prăbușește în lumea aia delirantă, alcoolului și nu mai simte frica, deși se duce direct în brațele morții, de fapt. Mm-hmm. Ei, dacă reușesc să stabilesc care este cauza care a produs dependența și pot să elaborez cauza, da, să o simbolizez treptat, se pot face pași semnificativi. Dar vă spun că e muncă grea în cabinet. Am avut un pacient cu care abia după 6 ani am reușit să ajungem în situația în care el să nu mai recurgă la alcool și la droguri, în momentul în care a putut să simtă compasiune față de ce și-a făcut, de impactul pe care el l-a provocat propriului său corp. De când a luat contact cu mai multe discipline medicale, că nu mai era bine niciunde, trebuia să vadă și acolo, și acolo, și acolo, și toate erau puse în relație directă cu un consum excesiv și ani de zile, da, de alcool, ăla a fost momentul în care el a putut să nu mai bea și să nu mai consume droguri. Și da, a trecut prin chinuri, prin chinuri mari, da? Plânsetele alea pe care le auzi câteodată în cabinet îți sfâșie inima. Plângi și tu, da? De pe o altă poziție, tu nu te mai lamentezi. E plânsul ăla curat al compasiunii, care îi spune pacientului, te văd, te văd, existi, e minunat că ai putut să faci asta pentru tine, suntem împreună pe deci nu-i spui niciodată, nu mă refer la poziția terapeutului acum, mă refer la poziția unui apropiat, nu-i spui niciodată unui dependent, hai că poți, am încredere în tine, ci doar fii lângă el. Sunt lângă cu tine, el. Indiferent ce s-ar întâmpla. Exact, și să există această preocupare, să vedem ce a provocat această nevoie de a te retrage, de a te deconecta de lume și de tine. Ce te face să mergi acolo, da? La dependenții de heroină e foarte interesant că imaginile pe care le au după primele doze de heroină sunt imagini din astea absolut minunate. Ei spun, m-am îmbrățișat universul, am fost nu știu unde. Deci ce evocă? Îmbrățișarea care a lipsit. Nevoia de dragoste. Exact. N-au fost mâinile alea susținătoare care să îi primească atunci când au intrat în lume și să le transmită sentimentul, ești binecuvântat că te-ai născut. Când un copil nu simte binecuvântarea asta de la părinții lui, el se va simți în revanșă tot timpul blestemat. De altfel, cam toate drogurile sau cele mai consumate droguri, în prima fază îți dau senzația asta ori de îmbrățișare, da, ori de plutire, da, da, placenta mamei, da, ori de conectare la iubire. Exact. Numesc. Căldură, simți? Da, da. Căldură. Foarte periculoase. Da, exact. Pentru că e o falsă senzație. E o falsă senzație, da. Dar majoritatea celor dependenți stau în relații în care ori sunt devin abuzatori, ori sunt abuzați mulți dintre ei și partenerilor le e foarte greu să stea lângă ei și de obicei pleacă. Dacă poate. Pleacă cei mai mulți cu gândul că dacă plec, sigur se va face bine, sigur o să se trezească. Te trezești din dependență când ești părăsit? Când... Nu neapărat. Nu. Nu, nu, nu. Eu cunosc cazuri de pacienți care provoacă despărțirile, adică fac tot ce se poate să-l determine pe partener sau pe parteneră să plece, dar asta nu schimbă nimic în bine. Nu se trezește, pentru că ei vor o altă dinamică de a disprețui pe cineva, de a ataca, de a le face rău. Adică spirala asta în care intră a răului este fără limite. Deci nu ne putem baza că un dependent într-o situație dificilă suferă că pierde iubirea cuiva. El n-o simte. El n-are organ receptor pentru iubirea cuiva. Chiar dacă partenera simte că îl iubește, la el n-ajunge, nu știe să decodifice iubirea, că n-a fost.
Și atunci ce știe să facă? Să provoace durere, suferință, să simtă și altul iadul în care se mișcă el. Mi-a venit în minte o întrebare și nu mi-e rușine să vă adresez. Dar ce e iubire? Citeam o carte a unei autoare fabuloase, Joan Didion. E și un documentar pe Netflix, cred că se numește Mijlocul nu există. Sau nu, Centrul nu rezistă. Care spunea că ea și-a trăit cu soțul ei până la sfârșitul vieții lui. Mm-hmm. Chiar a scris o carte, urmează să o citesc, se numește Anul gândirii magice, după moartea soțului, cu care a trăit toată viața ei, au scris împreună și el era scriitor și ziarist, ea la fel, și au trăit într-o relație de asta de... nu neapărat codependență, dar el o proteja pe ea, ea avea grijă de el, dar a zis că nu a simțit iubire în viața ei. Ce e iubirea? În relațiile astea de codependență e imposibil să simți iubirea. Acolo este impresia că celălalt îți satisface o nevoie, care nu e o nevoie reală, dar e o chestie imaginată. Evident nu e iubire acolo. Eu cred că iubirea se atinge iarăși doar cu condiția sănătății psihice. Dacă nu e sănătos psihic, nu poți să simți iubire. Tot ce crezi tu că e iubire, s-ar putea să fie doar plăcere, atracție, sexualitate, siguranță. Și să spui, îl iubesc pe nu știu cine, că mă face să mă simt în siguranță, dar nu e iubire. Iubirea, cred eu, că apare atunci când tu poți să dăruiești și să primești ce vine de la celălalt. Fără să respingi, fără să te sperii, să înțelegi chiar și atunci când vine ceva rău dinspre celălalt spre tine și să nu ajungi să-l demonizezi. Uite ce rău ești, mi-ai făcut asta. Nu. Să poți să-ți dai seama de pe ce bază a făcut-o, din ce durere a făcut-o. Da? Iubirea este atunci când eu îți înțeleg durerea ta și mi-o înțeleg și pe a mea. Și poți să plâng, dar lacrimile alea curate, nu de disperare, pentru că noi am trecut prin asta. Dar acum ne putem deschide cu încredere unul la celălalt. Iubirea e o formă de credință, ca să spun așa. Dacă nu am credință, nu pot să te iubesc. Pentru că dacă nu am credință, o să fiu măcinată de frica că dacă o să pleci mâine. Sau dacă o să-mi faci ceva. Sau nu știu eu... Dar cu siguranță mi-a făcut ceva. Asta distruge orice șansă de a ajunge la iubire. Când am iubire, nu se pun problemele astea, pentru că nu mi-e frică că voi fi sfărmată dacă pleci. Știu cine sunt. Știu pe ce contez. Știu că există un sens al vieții mele. Și că întâlnirea cu tine este doar un prilej de a mă deschide și de a trăi ceva frumos. Dar nu depinde de asta. Iubirea e cel mai sănătos sentiment pe lumea asta. Pornind cu iubirea de sine. Da, da, da. Și să nu confundăm iubirea de sine cu egoismul. Deci, când spui, normal că sunt geloasă pentru că te iubesc, nu e iubire. Nu e iubire, nu. E frică. E frică acolo. Mi-e frică că tu mă înșel, nu e iubire, da. E frică. Da, mi-e frică că tu îmi faci ceva rău, mai ales mi-e frică că nu sunt destul de bună. Mi-e groază că nu sunt destul de bună. Asta este în fundal. Te acuzi pe tine, uite, te-ai uitat la cutare, nu mă iubești pe mine. Dar de ce te uiți tu la cutare? Îmi spun, păi eu nu sunt destul de frumoasă, destul de, nu știu cum, e cealaltă care ar putea să-l atragă pe partenerul meu. Asta înseamnă să n-ai conștiența propriei tale valori și a poziției tale în lume. În traumă n-avem asta și nu putem iubi. Vreau să fie clar.
cred că merită să devenim sănătoși ca să simțim măcar o secundă în viața asta iubirea. Și atunci vă întreb, în cartea asta despre care vorbeam mai devreme, în care autoarea, Anul Gândirii Magice, în care autoarea, pe care autoarea o scrie după moartea soțului ei și despre cât de, cum s-a prăbușit după ce a rămas singură, practic poți să suferi și dacă n-a fost iubire și pierzi pe cineva, nu? Bineînțeles, da. Da, pentru că suferi că ai pierdut suportul lui, că ai pierdut prezența lui lângă tine, că l-ai pierdut pe tata care are grijă sau chiar pe mama, că o proiectăm pe mama în partenerul nostru. Deci suferi și te prăbușești din multe, multe motive. Da? Că nu știi să trăiești altfel decât cu el, că iată, ai trăit o viață întreagă. Dar nu te prăbușești din... Iubirea e singura care ne susține și nu ne prăbușim când ea este. Când e iubire... n-avem cum să cădem. Că ne susține însăși acest simțământ minunat. Un simțământ, că tot vorbeam de funcția asta de uniune, de legătură. Iubirea e sentimentul de legătură cu totul care ne susține. E întregul. Întregul, da. Nu știu dacă spun următoarea întrebare sau nu. Ați văzut părinți care sunt dependenți, dar nu-și iubesc copiii? Da, cum să nu? Cum să nu? E plină lumea. Bine, ei nu știu că nu iubesc. Dar sunt dependenți de copiii. Sunt dependenți, da. De pildă, eu am văzut pe... în experiența mea de viață, o dependență a mamei mele de mine după ce a plecat tata. Ea nici măcar nu putea să sufere că a fost părăsită. Eu am suferit pentru ea. Toată viața mi-a fost marcată de trăirea pierderii pe care ea n-a putut să o trăiască. Deci vedeți ce distorsiune, ce... Deci ea depindea de mine, deși aparent era o mamă foarte implicată, care m-a ajutat foarte mult. A făcut lucruri pentru mine... pentru s-a care sacrificat, sunt profund recunoscătoare. Dar, mulți ani mai târziu, mi-am dat seama că ea depindea de mine, nu eu de ea. Și asta se întâmplă de fiecare dată când un părinte îi prescrie copilului, tu preiei, am construit o afacere, ia-o, du-o mai departe. Asta e misiunea ta, n-am făcut eu degeaba asta. Și atunci e un fenomen de dependență. Sau... rămâi cu noi acasă, tu ești fiul cel mare, da? Știm modele din astea. Pentru culturale. Cine am făcut tot ce am făcut? Exact, pentru exact. Cine am muncit o viață? Exact, deci astea sunt ipostaze ale dependenței părintelui de copil care îi fură viața copilului. Mie, nu știu dacă s-a uitat cineva la serialul Succesiunea, mie asta mi se pare patologic. Să faci copiii, mulți copii, de obicei, să ai o mega afacere și practic din clipa în care s-au născut tu să-i pregătești, ca și cum ai avea sânge albastru, ai fi rege, să-i pregătești pentru a prelua afacere. Da, e sinistru. Câtă agresiune, cât atac la viață. E ca și cum copilul ți aparține. Ori copiii noștri vin în lume prin noi, nu sunt ai noștri. Da, copiii trebuie să-și iubească părinții? Copiii o fac. Nu că trebuie, ei simt asta. Da? Copilul simte iubirea. Iubirea este atacată în condițiile în care relația cu părintele nu funcționează bine. Părintele care a trecut prin viață, a suportat multe, nu-i sigur că iubește copilul. Desigur, e foarte îngrijorat să nu pățească ceva, devine obsesional, cu grija, merge la cursuri de parenting. De ce se duce? Că nu simte instinctul care i-ar arăta exact ce trebuie să facă pentru copilul lui. Da. Deci părintele nu-i sigur că poate să-l iubească. Copilul da. Copilul da. Doar pentru că piedicile... copil părintele e Dumnezeu, e... Doar că piedicile tot părinții le pun. Exact, și fracturează aceasta, atacă această capacitate de iubire. Deci și... nu există copii care nu-și iubesc părinții, ci doar părinți care ajung să-i facă pe copii să nu... să nu mai iubească.
că asta e problema, nu pe ei, să nu mai iubească, le atacă. În general, în nu? În general, da, da. Păi dacă primul om din viața ta cu care te simți conectat, conectarea aia totală a bebelușului e o formă de iubire. Dacă acest om de care depinzi tu atacă conexiunea respectivă, tu nu mai știi cum să te conectezi cu nimeni. Nu mai poți iubi în general, nu pe cutare, pe cutare, pe cutare. Dar apropo de iubirea părinților și de povestea dumneavoastră, ce cuvânt aveți pentru mamele din ce în ce mai multe care își cresc copiii singure? De ce, la ce să fie atente? Sau unde vi se pare că exagerează? Așa cum spuneați dumneavoastră, că mama dumneavoastră s-a folosit practic de dumneavoastră în momentul în care a nu conștient. Sau probabil că e și asta de luat în calcul. Iubirea mea pentru ea era atât de mare încât aș fi făcut orice pentru ea să nu sufere. Cumva am rămas eu în locul tatălui meu, care n-a putut să iubească, să-i dau acea iubire. Trebuia să simtă că o iubește cineva. Și avea o afecțiune aparte pentru mine, comparativ cu sora mea, care n-a avut genul ăsta de provocare. Da? Ce aș putea să-i spun unei mame care își crește singură copilul? În primul rând, să se cunoască pe ea, să fie atentă la sănătatea ei. Și aș spune că îngrijirea pe care o va da copilului ei va fi cu atât mai bună cu cât ea este mai întreagă. Nu e un soț lângă ea, dar are și ea în interior un obiect patern, că a avut un tată. Poate a avut un tată care a fost prezent. Dacă se activează această funcție internă a acelei mame, ea va putea să îi dea și structură copilului ei, nu doar îngrijire. Și structură, adică să impună un supraeu, să țină loc de tată, să-i transmită copilului că asta se face, asta nu se face, nu, da? Deci, dar dacă ea e întreagă, poate să facă chestia asta. Și care sunt limitele pe care ar trebui să nu le încalce o mamă singură? Adică, care sunt greșelile cele mai frecvente pe care le poate face? O să vă dau un exemplu care pe mine m-a șocat și de câte ori mă gândesc la el, mă șochează. E exemplu unei mame care și-a crescut singură băiatul. Un băiat care se neacă la vârsta de 18 ani, moare înnecat. Și această doamnă e invitată într-o zi la o cafea de o mare psihanalistă și arată psihanalistei o poză cu fiul lui și fiul ei și îi spune: mai bine mort decât să-l știu cu altă femeie. Asta e o formă extremă de a răspunde la întrebarea dumneavoastră. Adică, dacă te cresc singură, ești al meu în totalitate, nu voi lăsa pe nimeni vreodată să mi te ia, că dacă taică tu a plecat, tu n-o să pleci. Da? Dar uite că a plecat în moarte ca să scape de labirintul ăsta, s-a prăbușit încă o dată în apele uterului, da? S-a înnecat acolo. Atât de departe pot să meargă lucrurile. Iar ea probabil că numea chestia asta iubire. Nu există iubire în inconștiență și în condiții de fragmentare psihică și în situația în care nu suntem sănătoși psihic. Nu avem cum să iubim. Nu avem cum. Minunat. Cum știm, sau mă rog, e doar o întrebare așa de suprafață. Citind cartea asta, Rătăciți în labirint, pe care ați scris-o și ați trăit-o, cum știm ce mit suntem noi sau ce mit urmăm noi? Păi, noi suntem o poveste mitologică. Povestea noastră combină date din foarte multe mituri. Deci nu pot să zic că eu sunt numai Oedip sau numai Minotaurul din labirint sau numai Eros. Nu. Povestea mea de viață
este o îmbinare unică, valabilă doar pentru viața mea, din toată istoria mitologiei create de oameni. Deci putem să avem sigur mitul lui Oedip mai mult, al lui Icarus mai puțin. Exact, sau mai mult. Ca un cod genetic. Exact, da. Icar e cumva dinainte de Oedip, da? Când vreau să ies din labirint și mă împăunesc și spun, eu pot, să vezi ce... Și mă prăbușesc pentru că văd că n-am resursele. Iar aici vine întrebarea dumneavoastră, dacă îi zic unui dependent, hai că poți, îl faci să se prăbușească. Dacă un terapeut încurajează nejustificat un pacient și creează senzația că, da, uite, fantasmez și eu pentru tine că poți și intru în fantasma ta, poate să provoace o prăbușire. Ce? Nu toți putem tot. Trebuie să ne fie clar lucrul ăsta. Și nimeni nu poate tot. Da. Păi asta înseamnă să fii smerit în fața vieții. Să vezi unde e locul tău. Ce ai tu de făcut și ce poți cu ceea ce ți se dă să faci, da? Nu le putem toți pe toate sau... Cum putem să cercetăm miturile astea pe care le avem în codul nostru? Fiecare. Aș da răspunsul care mi-e cel mai familiar. În terapie, dacă eu îmi dau seama în ce mit e pacientul azi, care e obiectul nostru analitic azi, cine e ea? O fi Penelopa, care tot se așteptându-l pe Ulise al ei, care e la pe insulă cu Circe. Așa. Da, fascina de... Dacă eu îmi dau seama de lucrul ăsta, pot întreagă să și zic, ia uite, ești ca Penelopa care face nu știu ce, sau mi-aduc aminte de istoria asta. Pot să trezesc la ea curiozitatea, chiar dacă nu știe Odiseea, să caute și să vadă, mă, cine, ce făcea Penelopa asta? De ce mi-au fi zis în cabineta aia de Penelopa? Și atunci să se conecteze la această chestie, să facă o asociere a acestei povești cu istoria ei personală, și să vadă ce din aia se potrivește în viața ei și cum poate să schimbe cumva istoria, dacă poate. Da? Deci, dacă analistul își dă seama de lucrul ăsta, îl ajută foarte mult pe pacient. Ideea e să nu greșească analistul, că noi, de exemplu, atâția ani am fost tot cu Oedip, mă refer la linia clasică din psihanaliză. Doar cea iungiană a explorat fenomenul mitului. Asta e cel mai important mit și cumva e... Asta au zis freudienii. Da. Astăzi nu se mai întâmplă să spunem asta. Că Oedipul apare ca o provocare în viața noastră la o anumită vârstă. Ori noi suntem cel mai loviți la începutul vieții. Adică ce se întâmplă la începutul vieții intră în rezonanță cu alt mit, nu cu Oedip, cu labirintul. Da? Care e echivalentul feminin al masculinului Oedip. De mamă depinde, de susținerea ei, de conținerea ei, tot ce se întâmplă la începutul vieții. Deci ideea deci este... Deci ăsta e mitul labirintului, da? Da, da. Și din el decurg toate. Toate decurg de aici. Și Icar, și Oedip. Toate vin de aici, din acest rizom. Și acum, în povestea unui pacient care vine ani de zile în cabinet, eu pot să văd derularea temelor mitologice, să-mi dau seama. Ori dacă știu doar Oedipul, pot să fac foarte mult rău. Chiar discutam cu o colegă a mea care este și ea terapeut, lucrează în metoda psihanalitică și îmi spunea revoltată că analistul ei, timp de 7 sau 8 ani, a ținut-o în cabinet în povestea asta oedipiană și îmi spunea, am simțit că pune în locul omului care eram eu mitul ăsta. Mi-l băga pe gât, ori eu aveam alte probleme, eram cu o mamă dependentă, aveam nevoie de altceva, rezonam cu altceva, nu cu Oedip. Putem să blocăm terapia unui pacient dacă rămânem fixați în teorie. Da? Sau într-un mit. Dar pentru asta trebuie să avem un repertoriu cultural foarte vast. Trebuie să știm lucruri. Ce mai vorbim? Asta e o profesie înalt culturală. Deci vorbiți cu colegii de breaslă. Da, da. E o profesie înalt culturală. Nu e doar tehnică.
Dar în același timp mă uit la linia iungiană, care e foarte culturală, dar a pierdut tehnica, e la fel de rău, că degeaba știm mituri dacă nu știm ce facem cu ele. Deci care e cel mai periculos lucru să te duci la un terapeut care nu lucrează cu, o să fiu abrupt în exprimare, sufletul? Dacă... Să-ți rezolve problemele doar pe moment? Niciodată un psihanalist nu e în situația asta. Ok. Psihanaliza, mama tuturor terapiilor, a fost construită, cred eu, foarte bine. Și avem un corpus de date în psihanaliză care este excepțional. S-a scris mult, s-a reflectat mult, au apărut direcții de gândire, dar asta arată că e viu domeniu, oamenii sunt preocupați. N-o să întâlnești niciun psihanalist care să ia în, știu și eu, în ușor termenul ăsta de suflet, pentru că el știe. Freud însuși vorbea de suflet, da? Uh-huh. Pentru el, când se referea la psihic, chiar spune, îl numea suflet. Uh-huh. Da? Deci nu e cazul psihanalizei. Alte ramuri ale psihoterapiei, care sunt fixate mai degrabă pe modul în care funcționează conștiința și care lucrează cu tehnici precise, da, care rezolvă probleme punctuale. Am vă referiți la, nu știu, psihologia cognitivă? Da, sau, exact, cognitiv-comportamentală. Da? Am o compulsie la repetiție, nu știu de care, și atunci un terapeut cognitivist încearcă să mă ajute să... Uh-huh. Acum, știți, vorbeam cu cineva care a făcut formare în psihologie cognitiv-comportamentală și îmi spunea, mă, rezolvăm în 10 ședințe o chestie, forma apare alta și alta. Și așa că o terapie de scurtă durată devine și ea de lungă durată, că patologia psihică migrează, se reconfigurează. De exemplu, în psihanaliză, când vine un pacient, e inutil să-ți pui problema ce patologie ar avea, pentru că peste 2 luni sau 3 ani nu va mai fi valabilă chestia aia. Recesem, nu diagnosticul e important, dar trebuie să știu dacă funcționează într-un fel sau altul ca să-mi dau seama de sistemele defensive. Deci vreți să spuneți că e mai puțin important și uneori chiar dăunător să-i spui unui pacient suferi de nu știu ce tulburare, i-ai pus diagnosticul, i-ai pus eticheta, cine știe unde ajunge. Da. E mult mai important să-i cunoști povestea, mitul, arhetipul. Exact, și să vezi dificultățile lui și evoluția unei cure psihanalitice, a unei terapii psihanalitice, ne aduce uneori în punctul în care pacientul e destul de organizat intern ca să se poată conecta la cea mai mare suferință a lui. Să ia el însuși contact cu boala lui și nu trebuie să pună un nume. Da, sentimentul lui că s-a fracturat ceva, că e ceva defect, că are o boală anume. Când devine el conștient de asta, asta e un moment foarte valoros, pentru că atunci se trezește compasiunea pentru propria lui persoană și pentru alții. Atunci începe reparația. Dar, repet, nu îi dăm un diagnostic, nu numim tulburare bipolară sau maniacal depresivă dacă nu e chiar pe zona psihotică, deci nu numim lucrurile astea. Nu ne ajută la nimic. Afectul ne ajută. Compasiunea lui pentru el și... E ca și într-o conversație cu cineva, decât să-i spui prost, mai bine zici păcală, că nu-l va deranja așa de tare. Așa de tare, exact. Adică îi spui arhetipul. Exact, exact. Și poate că uneori nici nu-i nevoie să-i mai spui nimic, că își dă seama singur din conversație. Opa, stai că sunt așa. Ce păcală sunt. Da, exact, exact. Dar în bazmele românești găsim multe arhetipuri? Pe toate. Adică putem să ne regăsim și noi ca personaje în bazmele românești? Exact, în toate. În toate bazmele cumva ne regăsim, da, da. Mi-am adus aminte de o poveste a lui Barbu de la Vrancea, se numește chiar poveste. Nu o să pot să vă redau începutul ei, că
Nu mi-amintesc exact, dar poate mi-amintesc câteva fragmente din el, pentru că e extraordinar. Așa începe el. O poveste, poveste. Lumea toată e o poveste. Căci ce a fost odată ca niciodată va fi și azi și mâine și până la capăt. Câte lumânări, câte opaițe n-ai ars, poveste, și toate s-au stins și se vor aprinde iarăși. Iar tu, poveste, vei trăi până la cel din urmă om și numai acela va ști că lumea asta a fost o unică și singură poveste. De câte ori mi-amintesc începutul ăsta, pe care nu l-am redat exact, că nu mi-l amintesc, dar cred că devierile nu sunt atât de mari încât să nu fi transmis ce am vrut să transmit. Doamne, mi se pare un final minunat pentru conversația asta pe care am purtat-o. Sper că ați simțit spiritul ăsta dintre noi. Eu vă sunt foarte recunoscător. Și eu. Și cred că, nu știu, cine a ajuns până în momentul ăsta al podcastului, 2 ore și un pic, cred că este mult mai bogat, spiritual, după o asemenea conversație. Sper să fie și, ce să spun, îmi vine, știți, și să-mi cer scuze față de cei care se rușinează încă atunci când aud cuvântul spirit sau Dumnezeu. Mi se pare foarte trist. De ce? De ce vă rușinați? Nu mă rușinez eu, mă gândesc la stânjeneala lor atunci când aud cuvântul spirit sau Dumnezeu. Până și într-o anumită psihanaliză ne este groază să pronunțăm cuvintele astea. Ne e mai ușor să vorbim despre penis. Ne-am obișnuit. Exact. Și nu ne e rușine. E un discurs acceptat social. Dar discursul ăsta despre spirit, am senzația că încă se străduiește să-și facă loc în lume și în noi. Ori, da, îmi pare rău dacă anumiți ascultători nu pot intra în rezonanță cu rezonanța noastră. Ar fi o pierdere. Ar fi și pentru noi, o pierdere, dar și pentru ei. Exact, pe care o regret deja, dar poate că vor fi unii care... Vă mulțumesc mult de tot și încă o dată cred că studenții doamnei profesor Lavinia Bârlogeanu sunt binecuvântați de fiecare dată când ajung la cursurile noastre. Cred că nu lipsește nimeni la... Nu prea lipsesc. Nu prea. Nu prea lipsesc. Cred și eu, adică alții ar da bani mulți ca să vă audă vorbind. Vă mulțumesc. Pe final aș vrea să vă dăruiesc această academie, Academia Purcar se numește, este un vin care are în el o grămadă de arhetipuri. Arhetipuri, o să le citesc. E unul dintre cele mai atent... O să le gust. Și cu dragoste făcute vinuri. Vine din Republica Moldova, de la Chateau Purcari, și nu e doar despre cultivarea pământului, despre vița de vie, despre soare, teroar și așa mai departe. E foarte mult despre spirit. Despre spirit. O să vedeți în povestea vinului. E foarte rar, sunt doar câteva mii de sticle. Trebuie să vă mărturisesc că atunci când am intrat în studio și am văzut sticla acolo, mă gândeam, dar oare cine o fi acela dintre invitați binecuvântat care primește un pahar de vin? Da, să știți, de acolo. Nu bem la podcast, da. Dar să știți că fiecare sticlă e ținută în amforele astea de lut, tocmai pentru a fi ferită de mediul extern. Vă mulțumesc mult de tot, mulțumesc doamna și profesor. Eu foarte mult. Pe doamna profesor dr. Lavinia Bârlogeanu o găsiți pe ori la facultate, ori pe rețelele sociale, sunteți activă? Da, sunt, am o pagină de Facebook, așa ca tot omul. Iar după podcastul ăsta veți fi virală și pe TikTok. Vă mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu. Aștept comentariile voastre. Chiar am nevoie de data asta, e o relație de codependență, adică mi-ar folosi foarte mult comentariile de la voi, impresiile și starea pe care o aveți după ce ați ascultat acest episod. Mulțumesc, fain!